Regina Margot, pista 31. Solemnitatea luă sfârșit. Margareta mai schimbă câteva cuvinte neoficiale cu Lasco. Carol se ridică de pe scaun clătinându-se, salută și ieși sprijinându-se de umărul lui Ambras Pare, care nu-l mai părăsea pe rege de când se îmbolnăvise. Caterina, vânătă de mânie și Henric de Anjou, mut de durere, îl urmară. Pe despre ducele de Alençon se ținuse deoparte tot timpul ceremoniei, iar privirea regelui, care nu îl slăbise o clipă pe ducele de Anjou, nu se opărse niciodată asupra lui. Noul rege al Polonii se simțea pierdut. Departe de maică sa, răpită de acești barbari din nord, era asemenea lui Anteu, fiul Gei, care și-a pierdut puterea atunci când Hercule l-a ridicat în brațe, de n-a mai atins pământul. Dincolo de graniță, Henric se socotea îndepărtat pentru totdeauna de tronul Franței. De aceea, în loc să-l urmeze pe rege, se duse la maică sa. O găsi la fel de postomorâtă și de îngrijorată ca și el, căci se gândea la capul acela cu expresie atât de nobilă și de bajocoritoare pe care nu-l scăpase din ochi în tot timpul ceremoniei, la bearnezul căruia destinul părea să-i deschidă calea, măturând pe toți regii, prinții, ucigași, dușmanii și piedicile de tot felul. Văzându-și fiul mulcibit palid sub coroană, copleșit de mantia regală, împreunându-și rugător mâinile frumoase ce de la ea le moștenise, Caterina se ridică și veni în întâmpinare. Oh, mamă!" exclamă regele Poloniei. Iată-mă osândit să mor în surghion!" Fiul meu!" îi spuse Caterina. Ai uitat atât de repede prezicerea lui René?" Fii pe pace, n-ai să rămâi multe măleaguri la acelea. Scumpă, mamă, te implor, spuse ducele de Anjou. La primul zvon, la prima bănuială că tronul Franței ar putea fi liber, dăm de veste. Fii pe pace, fiule, spuse Caterina. Până în ziua pe care o așteptăm amândoi, în grajdul meu zi și noapte, va sta înșoat un cal, iar în anticamera mea va aștepta o ștafetă gata de plecare în Polonia. Oreste și Pilade. După plecarea lui Henric d'Anjou, s-ar fi zis că pacea și fericirea se înscăunaseră din nou la Louvre, în acest cămin al atrizilor. Carol, uitând de melancolie, își redobândi sănătatea lui de fier de odinioară și se ducea la vânătoare cu Henric sau vorbea cu el despre vânătoare în zilele când nu putea să vâneze. Nu-l dojenea decât pentru că nu-i plăcea vânătoarea cu șoi, spunând că ar fi fost un prinț desăvârșit dacă s-ar fi priceput să dreseze șoimul, gaia și uliul, așa cum se pricepea să dreseze câinii și copoii obișnuiți. Caterina redevenise o mamă bună. Blândă cu ducele de Alençon și cu Carol, alintându-i pe Henric și pe Margareta, binevoitoare cu doamnele de Nevers și de Sof. Și sub pretextul că fusese rănit în timp ce executa un ordin al ei, împinsese bunătatea până acolo, încât îl vizită de două ori de Morive, aflat în convalescență în casa lui din strada Serizei. Margareta își continua întâlnirile de dragoste după moda spaniolă. Seară de seară deschidea fereastră și conversa cu Lamont prin gesturi și bilețele. Și în fiecare din scrisorile lui, tânărul îi amintea frumoasele regine că îi făgăduise să petreacă împreună câteva clipe în strada Cloșperței, drept răsplată pentru surghionul îndurat. Doar o ființă pe lume era singură și stingheră în Luvrul, unde dormea iarăși liniștea și tihna. Era vorba despre prietenul nostru, contele Anibal de Coconas. Firește, era ceva faptul că îl știa pe la mod în viață, și însemna mare lucru să fi rămas alesul doamnei de Nevers, cea mai zglobită și mai capricioasă dintre femei. Dar toată fericirea întâlnirilor în doi pe care frumoasa ducesă îi le acorda și toate asigurările pe care le primea din partea Margaretei în privința soartei prietenilor comun, în ochii lui Coconas nu cântăreau nici cât un ceas petrecut cu Lamol la jupân la Hurier, dinaintea unei garafe cu vin dulce, sau să o facă lată prin coclaurile Parisului, unde oricând un gentilom cinstit putea să aibă vreo încurcătură din care să iasă cu pielea găurită, fără pungă sau cu hainele fervenite. Doamna de Nevers, trebuie să o mărturisim spre rușina omenirii,
Îndura nevoie această concurență a lui La Mole. Nu pentru că l-ar fi urât pe Provençal. Dimpotrivă, împinsă de acel instinct de nestăvilit care face pe orice femeie să fie cochetă, fără voia ei, cu iubitul alteia, mai ales când aceasta este prietenă, ea nu-l cruțase pe La Mole de fulgerile ochilor ei de smarald. Iar Coconas ar fi putut să râfnească tandrele strângeri de mână și excesul de amabilitate pe care ducesa le acorda prietenului său. Dar Coconas, care ar fi ucis 15 oameni pentru o singură căutătură a iubitei lui, era atât de puțin gelos pe La Mole, încât îi șoptise adeseori la ureche, în urma unor astfel de purtări nestatornice ale ducesei, anumite propuneri care îl făcuseră pe Provençal să roșească. Așadar, Henriette, pe care absența lui La Mole o lipsea de toate foloasele aduse de prietenia lui Coconas, adică de veselia nesecată și de nepotolita lui sete de plăcere, veni într-o bună zi la Margareta și se rugă să-i aducă înapoi pe acest al treilea partener atât de necesar, fără de care spiritul și inima lui Coconas se cau din ce în ce. Margareta, miloasă ca de obicei și zorită de altfel de stăruințele lui La Mole și de îndemnurile propriei inimi, îi dădu întâlnire Henriette în casa cu două intrări pentru a vorbi pe îndelete despre toate acestea, într-un loc unde nimeni nu le putea stânjeni. Coconas primi îmbufnat bilețelul Henriette, care îl chema strada Tizon la orele 9:30. Totuși, se duse la locul întâlnirii, unde o găsi pe Henriette mâniată că sosise ea mai întâi. Ei, Doamne, zise, ce lipsă de bună cuvință să lasă aștepte astfel, să nu spun o prințesă, dar o femeie... Oh, ați așteptat mult, s-a admirat Coconas. Auzi vorbă. Dimpotrivă, mă prind că am venit amândoi mai devreme. Da, eu. Și eu la fel. Și mă prind că este cel mult ora 10. Ei bine, pe biletul meu scria 9:30. De aceea am părăsit Louvre la ora 9, căci trebuie să vă amintesc întreagăt că sunt de serviciu pe lângă domnul D'Alençon și voi fi silit să vă părăsesc peste o oră. Ceea ce firește te încântă. Nu, pe legea mea, pentru că domnul D'Alençon este un stăpân foarte mărăconos și cutoane, și dacă e vorba să fiu certat, prefer să facă prea frumoasele dumneavoastră buze decât gura lui pocită. Făcut acesta, așa mai zic și eu. Și spuneai că ai plecat la ora 9 din Louvre? O, Doamne! Da, ca să vin de-a dreptul aici. Dar când coteam pe strada Grenelle, zăresc deodată pe unul care semna cu La Mole. Bravo! Iar La Mole! Iarăși, cu sau fără voia ta. Vădăranule! Poftim, iar o luăm cu amabilitățile. Nu, dar termin odată cu istoria asta. Nu știu de vină dacă mă tot întreb de ce am întârziat. Firește, crezi că se cuvine să ajung eu prima? Dumneata, n-ai pe nimeni pe care să-l cauți. Mă cam plictisești, dragul meu. Dar zi mai departe. Așadar, pe când coteai pe strada Grenelle, ai zărit un bărbat care semna cu La Mole. Dar ce ai pe jachetă? Sânge! Poftim, încă unul care m-a fi stropit pe când cădea. Te-ai bătut? Cred și eu. Pentru La Mole al dumitale? Dar pentru cine ai fi vrut să mă bat? Pentru vreo femeie? Mulțumesc. Îl urmăresc despre individul care are o brăznicie să aibă înfățișare ce aducea cu aprietenului meu. Îl ajung pe strada Cupier, îl întrec, mă zgâiesc la el la lumina unei nughene. Nu era el. Bine, așa trebuie. Da, numai că nu i-a fost bună. Domnule, i-am spus eu, sunteți un înfumurat, pentru că vă îngăduiți să semnați chiar de departe cu prietenul meu, domnul de La Mole, care este un cavaler desăvârșit, pe când dumneavoastră se vede prea bine de aproape. Nu sunteți decât o pușlama. Atunci a pus mâna pe spală. Firește, am făcut și eu la fel. La a treia încrucișare l-am dat gata pe neobrăzat. Și când a căzut, m-a stropit. Cel puțin i-ai dat o mână de ajutor? Tocmai mă pregăteam. Când apar un călăreț. Ah, de data asta, ducesă, sunt sigur că a fost La Mole. Din nefericire, calul galopa din răsputeri.
Am alergat după el și cei care căscau ora la mine în timpul de el lui s-au dat după mine. Or, cum puteam să fiu luat drept un hoț cu toată gloata aia care se ținea scai pe urmele mele și urla, am fost silit să mă întorc ca să pun pe fugă, ceea ce m-a făcut să pierd puțină vreme. Între timp, călărețul a dispărut. Am căutat să-i dau de urmă. Am întrebat, m-am interesat pe la oameni, le-am spus ce culoare avea calul, dar nimic. Totul în zadar. Nimeni nu-l văzuse. În sfârșit, cum nu mai aveam ce face, am venit aici. Nu mai aveai ce face, zise ducesa. Ce îndatoritor ești? Ascultă, scumpa mea prietenă, spuse Coconar, lăsându-se nepăsător într-un jelț. Iar mă prigonești din pricina bietului Lamol. Ei bine, nu ai dreptate, pentru că la urma urmelor, asta e prietenia. Vezi, aș vrea să amintea sau cunoștințele acestui biet prieten al meu. Aș găsi atunci vreo comparație care te-ar face să-mi înțelegi gândul. Prietenia, vezi, dumneata, este o stea. Pe când dragostea, e bine, am găsit o comparație. Dragostea nu este decât o lumânare. O să-mi spui că există de mai multe feluri. De dragoste? Nu, de lumânări. Și că printre ele sunt unele mai bune. Cea trandafirie? Hai să zicem, e cea mai bună. Dar oricât de trandafirie ar fi lumânarea, tot se topește. Pe când steaua strălucește mereu. Asta este un răspuns că atunci când lumânarea s-a topit, se pune alta în sfeșnic. Domnule de Coconas, ești un încrezut. Ești un obraznic. Ești un ticălos. Doamnă, îți atrag atenția ca să mă faci să-l regret de 3 ori mai mult pe la mol. Nu mă mai iubești. Din potrivă, ducesă. Văd că nu prea te pricep la treburile astea. Te idolatrizez. Dar pot să te iubesc, să te ador, să te idolatrizez și în anumite clipe să-mi laud prietenul. Dumneata numește anumite clipe cele petrecute lângă mine. Dar ce vrei? Pe bietul la mol îl port mereu în gând. El ți-e mai drag, nu ți-e rușine. Uite ce, Hannibal, te urăsc, te detest. Îndrăznește, fii sincer și spune-mi că ți-e mai drag. Hannibal, te înștiințesc că dacă ți-e mai drag altcineva pe lume... Harriet e cea mai frumoasă dintre ducese. Pentru liniștea dumitele sufletească, crede-mă, nu mai pune întrebări indiscrete. Te iubesc mai mult decât pe toate femeile, dar pe la mol îl iubesc mai mult decât pe toți bărbații. Bun răspuns! S-a auzit deodată o voce. O perdea de damasc se dădu în lătur din fața unei uși secrete săpată în zid, care unea cele două apartamente. Și la mol a apărut în cadrul ei ca un frumos portret de Tizian în rama lui aurită. La mol! Strigă Coconas, fără să o bage în seamă pe Margareta și fără să mai pierdă timp ca să-i mulțumească pentru surpriza ce o pregătise. La mol, prietene! Dragul meu, la mol! Și se aruncă în brațele prietenului său, răsturnând jeltul pe care șezuse și masa ce stătea în drum. La mole le îmbrățișă cu aceeași căldură. Iertați-mă, doamnă, spuse el adresându-se ducesei de Nevers, dacă numele meu pronunțat uneori aici a putut să tulbure fermecătoarea dumneavoastră prietenie. Firește, adăugă el privind cu nespusă tandrețe de Margareta, nu din vina mea nu v-am revăzut mai curând. Vezi, zise la rândul Margareta, vezi, Henriette, că m-am ținut de cuvânt. Iată-l! Oare datorez această fericire numai rugămintilor doamnei ducese? Întrebă la mol. Numai rugămintilor ei, răspunse Margareta și adăugă întorcându-se spre la mol. Îți dau voie să nu crezi un cuvânt în ce spun. Între timp, Coconasul strânse la pieptă de 10 ori pe prietenul său. Umblă în jur de 20 de ori. Apropie un sfeșnic de chipul lui ca să-l privească mai în voie și se duse să îngenuncheze apoi în fața Margaretei, sărutându-i poalele rochii. Hai, poftim, exclamă ducesa de Nevers. Acum o să-ți fiu și eu pe plac. La naibă, striga Coconas.
Întotdeauna te-am găsit încântătoare, numai că acum pot să spun din toată inima. Ah, de-ar fi pe aici, prin preajmă, vreo 30 de polonezi armați și alți barbari hiperboreeni de soiul ăstora, ca să-i fac să mărturisească pe loc că ești regina frumoaselor. Ai, binișor, binișor, coconars. Și atunci, doamna Margareta? Spuse la mor. Oh, nu te găduiesc! Exclamă coconas, cu acel accent comic și naiv totodată pe care numai el știa să-l aibă. Doamna Henriette este regina frumoaselor, iar doamna Margareta, frumoasa reginelor. Dar orice zicea, orice făcea, piemontezul era atât de copleșit de fericirea de a-l fi regăsit pe scumpul lui Lamol, încât n-avea ochii decât pentru el. Hai, hai, frumoasa mea regină, zise doamna de Nevers. Vino și să-i lăsăm pe acest prieten desăvârșit să stă de vorbă un ceas. Au atâtea să spună că nu ne-ar mai lăsa să scoatem o vorbă. Ne vine cam greu. E singurul leac care să-l însănătoșească pe deplin pe domnul Anibal. Fă-o pentru mine, regina mea, pentru că sunt atât de neroadă încât îl iubesc pe căpățânosul ăsta, cum îi spune prietenul lui Lamol. Margareta își șopti câteva cuvinte la ureche lui Lamol, dar oricât de bucuros ar fi fost să-și o revadă prietenul, ar fi dorit totuși ca accesele de tandrețe ale lui Coconas să fie mai puțin acaparatoare. Între timp, Coconas se străduia să facă să înflorească din nou chipul Henrietei un zâmbet și un cuvânt dulce, lucru ce izbuti cu ușurință. Așa că cele două femei trecură în camera de alături unde le aștepta cina. Cei doi prieteni rămaseră singuri. Se înțelege, Coconas îi ceru mai întâi prietenului său să istorisească în amănunt cum și-a petrecut seara aceea faimoasă care era gata-gata să-l coște viața. Pe măsură însă ce la Molly povestea, piemontezul, care după cum se știe nu-și pierdea cumpătul prea ușor, tremura din toate încheieturile. Și de ce? Îl întrebă el. În loc să alergi pe drumuri așa cum ai făcut și să-mi dai atâta bătaie de cap, nu te-ai refugiat la stăpânul nostru, ducele, care te apărase și te-ar fi ascuns. Aș fi trăit în preajma ta, m-aș fi prefăcut că sunt mâhnit și aș fi tras pe sfoară pe toți prostănații de la corte. Stăpânul nostru, murmură la mol. Ducele d'Alençon? Da, după câte mi-a spus, ar trebui să cred că lui îi datorez viața. Îi datorez viața regelui Navarii, răspunse la mol. Oh, se miră Coconas, ești sigur? Nu încape îndoială. Oh, bunul, minunatul rege! Dar ducele d'Alençon, ce învârtea întreaba asta? Ținea ștreangul ca să mă zugrâme. Mii de dragi, strigă Coconas. E sigur de ce spui la mol? Cum? Prințul ăsta gălbejit, javra asta, ființa asta jalnică să-mi zugrâme prietenul? Ah, mii de dragi, chiar mâine vreau să-i spun ce cred despre el. Ești nebun? Adevărat, ar mai face odată. Dar ce-mi pasă, n-o să fie cum crede el. Hai, hai, Coconas, liniștește-te și încearcă să nu uiți că a bătut ceasul 11:30 și astă seară ești de serviciu. Puțin îmi pasă de serviciul lui. Asta e bună, să mă aștepte cât o pofti. Serviciul meu, eu să slujesc unuia care ți-a ținut ștreangul. Glumești. Nu, așa a fost să fie. Trebuie să te regăsesc ca să nu te mai părăsesc. Rămân aici. Dar, nenorocitule, gândește-te bine, doar nu ești beat. Din fericire, căci dacă aș fi, aș da foc Luvrului. Hai, hai, animal, Lulamol, fii înțelegător, du-te. Serviciul este un lucru sfânt. Vii tu cu mine? Cu neputință. Crezi cumva că tot mai vor să te ucidă? Nu, nu cred. Sunt prea neînsemnat ca să mai ordească ceva împotriva mea în mod special. Le s-a năzărit așa, deodată, ca să mă omoare și asta e tot. Părinții aveau chef de petrecere în seara aceea. Atunci ce faci? Eu? Nimic. Hoinăresc, mă plimb. E bine, am să mă plimb și eu cu tine. O să hoinărim împreună. O să fie o plăcere. Unde mai pui că dacă o să fie atacat, suntem doi și o să le cam dăm de furcă. Ah,
poftească gânganii aia de duce. Îl țintesc ca pe o bătaie la gard. Cere-i măcar un concediu. Da. Nu concediu pentru totdeauna. Atunci anunță că îl părăsești. Ai dreptate. Așa am să fac. Pe loc am să-i scriu. Să-i scrii? E cam puțin coconat. Să-i scriu unui prinț de sânge. De sânge. Păta de sângele prietenului meu. Bagă de seamă, strigă Coconas, iar ochii lui întunecaș de mâine juca un cap. Ia seama să nu-i dau eu o etichetă să nu o poată duce. La urma urmelor, zise la mor, peste câteva zile nu o să mai aibă nevoie nici de un prinț, nici de nimeni. Deci dacă vrea să vină cu noi, o să-l luăm. Coconas puse mâna deci pe pană, fără ca prietenul lui să se mai împotrivească. Și cu multă ușurință compuse această elocventă misivă pe care o vom citi. Monseniore, alteța voastră, pricepută cum este în scrierile din timpuri trăvechi, nu poate să nu cunoască prea bine povestea mișcătoare a lui Oreste și Pilade, cei doi evrei vestiți pentru nenorocirile și prietenia lor. Prietenul meu, Lamol, nu este mai puțin nenorocit decât Oreste, iar eu nu sunt mai puțin iubitor decât Pilade. El are acum anumite îndeleniciri însemnate care cere ajutorul meu. Îmi este deci cu neputință să mă despar de el. De aceea, fără îngăduința alteței voastre, îmi iau un scurt concediu, hotărât să-mi plec soarta de-a lui, oriunde m-ar duce aceasta. Alteța voastră înțelege totuși cât de greu îmi vine să părăsesc slujba și de aceea nădăjduiesc să-mi dobândesc iertarea și îndrăznesc să mă numesc mai departe cu plecăciune al alteței voastre regale, monseniori, preasmeritul și supusul Anibal, conte de Coconas, prieten nedespărțit al domnului de la mor. Această capodoperă, odată terminată, Coconas i-a citit cu glas tare lui Lamol, care ridică din numeri. În bine, ce zici? Întrebă Coconas, care nu-i observase gestul sau care se prefăcuse că nu-l vede. Cred, răspunse Lamol, că domnul d'Alençon o să-și bată joc de noi. De noi? Da, de amândoi. Așa mai bine, pare, mi se de că să ne zugrume pe fiecare în parte. Asta e, făcu Lamol râzând. Poate că una nu o să împiedice pe cealaltă. E bine, cu atât mai rău. Fie ce-o vii, eu o trimis scrisoarea mâine dimineață. Când plecăm de aici, unde dormim? La jup, până la hirier. Știi, în camera aceea mică, unde voia să înfici pumnalul în mine pe vremea când nu eram încă Oreste și Pilade. Bine, am să trimit scrisoarea la Louvre prin gajda noastră. În clipa aceea, ușa se deschise. Ei bine, întrebare deodată cele două prințese, unde sunt Oreste și Pilade? Drage! Doamnă, răspunse Coconas, Pilade și Oreste se prăpădesc de foame și de dragoste. A doua zi, la 9 dimineața, jupân la hirier duse într-adevăr la Louvre preazmerita misivă a domnului Anibal de Coconas. Ortom. Chiar după refuzul ducelui de Alençon, care îi dădea peste cap tot planul și îi punea în primejdie până și viața, Henric devenise, dacă se poate spune astfel, un prieten și mai bun al prințului de cum fusese înainte. Prietenia aceasta o făcu pe Caterina să creadă că cei doi prinți nu numai că se înțelegeau, dar și unelteau împreună. O iscodi pe Margareta, dar Margareta era demna ei fică, așa că regina Navarei, care era deosebit discusit în ocolirea explicațiilor neplăcute, se feria atât de bine de întrebările mamei sale, încât după ce-i răspuns la toate, o lăsă mai încurcată ca dinainte. Florentinei nu-i mai rămase, deci, și drept călăuză, decât acea pornire lăuntrică de a uneltii pe care o adusese cu ea din Toscana, cel mai intrigant din micile stătulețe ale timpului, căruia îi se adăugase ura cea de prinsese la curtea Franței, cea mai dezvinată în interese și păreri de pe vremea aceea. Caterina înțelese mai întâi că o parte din puterea Bearnezului își avea o bârșie în alianța cu ducele de Alençon și hotărâ să-i despartă. Din ziua în care se hotărâse la aceasta, se îngrijise de fiul ei cu răbdarea și iscusința pescarului,
care atunci când aruncă nevodul departe de pește, îl trage pe nesimțite până când a înconjurat prada din toate părțile. Ducele Francisc își dădu seama de această ficțiune sporită și la rândul său se arătă mai tandru cu mama sa. Că despre Henric se prefăcu că nu bagă nimic de seamă și îl supraveghea pe aliatul său mai îndeaproape ca oricând. Fiecare aștepta să se întâmple ceva. Dar în timp ce fiecare aștepta ceva sigur pentru unii și probabil pentru alții, într-o dimineață când soarele se înălțase trandafiriu pe cer, cernând acea căldură jilavă și acele dulci miresme care prevestesc o zi frumoasă, un bărbat palid care se sprijinea într-un baston și mergea nevoie, ieșit dintr-o căsuță aflată în dosul arsenalului și o apucă pe stradă pe Chimusc. În apropierea porții Saint Antoine, după ce o luă pe promenada care înconjura șanțurile Bastiliei ca un șes mlăștinos, lăsă marele bulevard în stânga și intră în grădina Arbalet, unde portarul îl primi cu o respectuoasă plecăciune. Nu era nimeni din această grădină, care, după cum arată și numele, aparținea unei corporații. Aceea a arbaletierilor. Dacă ar fi fost lume care să se plimbe, acest palid bărbat ar fi atras privirile asupra lui, căci mustața-i lungă, pasul ce mai păstra ceva militaros, deși trebuia să meargă încet din pricina durerilor pe care le avea, toate dovedeau că era vreun ofițer rănit de curând, care își încerca puterile prin exerciții cumpătate, căutând să se întoarcă la viață, la lumină. Totuși, lucru ciudat, deși vremea se încălzise, bărbatul, în aparent o fire pașnică, era înfășurat într-o mantie care, atunci când se desfăcea, lăsa să se întrezărească două pistoale lungi prinse cu copci de argint de cingătoarea unde era înfipt un pumnal lat. Tot de centură, mai atârna o spadă atât de lungă încât s-ar fi putut crede că nu o poate trage de mare ce era și care îi completa acest adevărat arsenal ambulant și îi lovea cu teaca picioarele slăbite ce-i tremurau. Pe deasupra, nespus de prudent, omul nostru, deși era singur, arunca la orice pas o privire cercetătoare, de parcă ar fi întrebat fiecare cotitura unei cărări, fiecare tufiș, fiecare șant. Astfel, bărbatul intră în grădină și se îndreptă calm spre un fel de boltă acoperită cu verdeață ce dădea spre bulevarde, de care nu era despărțită decât printr-un gard de mărăcini și un mic șanț, alcătuind o dublă împrejmuire. Acolo, lângă o maștă, se întinse pe un petic de iarbă, iar îngrijitorul locului, care pe lângă meseria de portar se mai îndeletnicea și cu aceea de birtaș, îi aduse de grabă o băutură întăritoare. Regina Margot, pista 32. Bolnavul se afla acolo de 10 minute și dusese la gură de mai multe ori ceașca de porțelan, din care sorbea încet, când deodată chipul, cu toată paloarea lui interesantă, lua o înfățișare fioroasă. Zărise venind dinspre Croix-Fauban, pe o călare care astăzi e strada Neapole, un cavaler înfășurat într-o mantie lungă, care se opri lângă turn și așteptă. Cavalerul se afla acolo de 5 minute, iar bărbatul cu fața palidă, în care cititorul l-a recunoscut poate pe Moreve, abia avusese vreme să-și revină din tulburarea pe care i-o pricinuise prezența lui, când un tânăr cu o jachetă strâmtă ca de paș își făcu apariția pe aleea ce mai târziu avea să devină stranda Fost Saint-Nicolas și l-a ajunse pe cavaler. Ascuns sub bolta lui de verdeață, Moreve putea să vadă și chiar să audă fără greutate tot ce vorbeau. Și ținând seama de faptul că acest cavaler era de muie, iar tânărul cu jacheta strâmbă orton, ne putem da seama că avea și ce să vadă și ce să asculte. Și unul și celălalt se uitară de jur împrejur cu cea mai mare atenție. Moreve își ținură suflarea. Puteți vorbi, domnule, spuse Orton, care fiind cel mai tânăr era și cel mai încrezător. Nimeni nu ne vede, nu ne aude. Bine, făcut de mâini. Ai să te duci la doamna de sof și dacă o găsești, ai să-i înmânezi acest răvaș. Dacă nu-i acasă, ai să-l pui sub oglindă, acolo unde regele obișnuia să-și le pună pe ale lui. După aceea să aștepți în Louvre. Dacă ți se dă un răspuns, îl aduci unde știi. Dacă n-ai răspuns, ai să vii să mă cauți de seară cu un pieptar de zale, în locul pe care ți l-am arătat și de unde vin acum. Bine, zise Orton, știu.
Eu te las acum. Am mai multă treabă toată ziua. Tu însă nu te grăbi. Ai fi depresos. Nu e nevoie să ajungi la Louvre înainte ca el să fie acolo. Și mi se pare că azi dimineață e la o lecție de vânătoare cu șoim. Du-te și arată-te fără teamă. Moreve ascultă cu ochii țintă, cu părul măciucă și cu fruntea brăbonită de sudoare. Primului gând fusese să tragă un pistol din cingătoare și să-l țintească pe de-omul ei. Dar o mișcare acestuia făcuse să-i se dea la o parte mantie și să-i dezvălui o platușă solidă și bine strânsă. Așa că pe semne plumbul s-ar fi turtit de ea sau ar fi pătruns în vreo parte a trupului unde rana pe care ar fi făcut-o n-ar fi fost mortală. De altfel se gândi că de omul voinic și bine înarmat l-ar fi răpus ușor, mai ales că era rănit. Și cu un oftat puse înapoi pistolul pe care l-a țintit asupra hughenotului. Ce nenorocire, murmură el, să nu-l pot dobărâi aici fără alt martor decât acest pui de tâlhar, căruia un al doilea glonț i-ar fi prins atât de bine. Dar în acea clipă, Moreve se gândi că scrisoarea încredințată lui Orton și pe care trebuia să-i o înmâneze doamnei de Sof era poate mai însemnată decât însăși viața căpeteniei hughenoților. Ah, făcu el, și în dimineața asta îmi scapi. Fie, du-te teafără acum, dar mâine o să fie rândul meu. Am să-ți vin de hac, chiar de-ar trebui să te urmăresc până în iadul din care ai ieșit ca să mă nenorocești. De muie și acoperi fața cu mantia și o porni în grabă spre mlaștinile tamplă. Orton o apucă pe lângă șanturile care duceau spre malul râului. Atunci Moreve, mai sprinten și mai în putere decât ar fi îndrăznit să nădăjduiască, se ridică și se întoarse în strada Serizei. Intră la el acasă, puse să se înșăueze un cal și așa slăbit cum era, cu riscul să îi se deschidă rănile, o porni în galop pe strada Saint-Antoine. Ajunse pe chei și dădu buzna în Louvre. 5 minute după ce trecuse prin portiță, Caterina știa tot ce se petrecuse și Moreve primea cei 1000 de scuși de aur care-i fusese răfăgăduiți pentru arestarea regelui Navarei. Ah! Exclamă atunci Caterina. Ori mă înșel, ori acest demuie va fi pata neagră pe care a descoperit-o rănie pe zodiacul blestematului de Bernes. Un sfert de ceas după Moreve, Orton intra în Louvre în văzul tuturor, așa cum îl îndemnase de muii, și se îndreptă spre apartamentul doamnei de Stouff după ce vorbise cu mai mulți oaspeți ai palatului. Dar Iol rămăsese singur în lipsa stăpânii sale. Caterina tocmai o chemase pe doamna de Stouff să-i copieze câteva scrisori însemnate și de 5 minute se află la regină. Bine, spuse Orton, voi aștepta. Și fiind socotit ca unul de-al casei, tânărul trecu în dormitorul baroanei și, după ce se credință că nu-l vede nimeni, ascunse scrisoarea după oglinde. Chiar când își trăgea mâna, intră Caterina. Orton se îngălbeni căci se păru că privirea ageră și spre delitoare a reginii mamei se îndreptase mai întâi spre oglinde. Ce faci aici, băiețăș?" întrebă Caterina. Nu cumva o cauți pe doamna de Sof?" Da, doamnă." N-am mai văzut-o de mult și mi-e teamă că aș fi fost socotine recunoscător dacă aș mai fi întârziat să-i mulțumesc. O iubești de-ți mult pe scumpa Charlotte. Din toată inima, doamnă. Și ești credincios după cât se spune? Maestatea voastră va înțelege că este ceva cu totul firesc atunci când va afla că doamna de Sof a avut pentru mine o grijă de care nu era vrednic, căci nu-s decât un servitor de rând. Și cu ce prilej s-a arătat această grijă? Întrebă Caterina, prefăcându-se că nu cunoaște ce i se întâmplase tânărului. Doamnă, când am fost rănit? Ah, bietul băiat, făcu Caterina. Ai fost rănit? Da, doamnă. Și când asta? În seara când au venit să-l aresteze pe regele Navarei. Văzând soldați, mi-a fost atât de frică încât am strigat, am chemat un ajutor. Unul din ei m-a lovit în cap și am leșinat. A, bietul băiat! Și acum te-ai însănătoșit? Da, doamnă. Și firește, îl cauți pe regele Navarei ca să-ți reiei slujba. Nu, doamnă, regele Navarei, aflând că am îndrăznit să mă împotrivesc poruncilor maestății voastre, m-a alungat fără milă. Adevărat? Exclamă Caterina, prefăcându-se că o interesează cele afirmate de Orton. Ei bine, iau asupra mea această treabă. Dar dacă o aștept pe doamna de Sov, o aștept în zadar.
Are de lucru sus la mine. Și Caterina, crezând că Orton nu avusese timp să ascundă răvașul după oglindă, se duse în salonul doamnei de Sov, anume ca să-l lase singur pe tânăr. În această clipă, Orton, îngrijorat de sosirea neașteptată a reginii mame, se întrebă dacă aceasta nu se datora vreunei uneltiri împotriva stăpânului său. Auzi trei lovituri ușoare în tavan. Era semnalul prin care trebuia el însuși, în caz de primejdie, să-l anunțe pe stăpânul său. Atunci când acesta se afla la doamna de Sov, iar el îl veghea. Cele trei lovituri îl făcură să tresară. Îi veni în minte un gând revelator și îi zise că de asta dată semnalul era pentru el. Alergă deci la oglindă și luă scrisoarea de unde o pusese. Caterina urmărea printr-o crăpătură a perdele toate mișcările tânărului. Îl văzu repezindu-se spre oglinde, dar nu știe dacă se dusese ca să ascundă răvașul sau ca să-l ia. Hei, șopti nerăbdătoare Florentina, de ce-o fi zăbovind? Și se întoarce pe dată zâmbitoare în cameră. Tot aici, băiețașule? Întrebă ea. Ei bine, ce mai aștepți? Nu ți-am spus că iau asupra mea grija sorții tale? Când ți-am spus odată, te mai îndoiești? Doamnă, ferimar Dumnezeu, răspunse Orton. Și tânărul, apropiindu-se de regină, se lăsă într-un genunchi, îi sărută pulpana rochii și plecă fără să se povească. Ieșind, vedu în anticameră cu ochii de capitanul gărzii, care o aștepta pe Caterina. Prezența acestuia nu numai că nu îi îndepărtă bănuielile, dar îi le spori. Că despre Caterina nici nu căzuse bine perdea după plecarea lui Orton, că se și repezi la oglindă. Doar scotoci în zadar cu mâna tremurândă, nu dădu peste nicio scrisoare. Și totuși era sigură că-l văzuse pe băiețanul ăsta apropiindu-se de oglindă, fie deci pentru a lua înapoi scrisoarea, fie pentru a o pune. Soarta dăruia o forță egală adversarilor săi. Un copil devenea un bărbat din clipa când lupta împotriva ei. Scotoci din nou, pipăi de zor, dar nu găsi nimic. Oh, nenorocitul, exclamă ea. Nu-i voiam rău, dar luând înapoi răvașul își face rău cu mâna lui. Ei, domnule de Nancy, unde ești? Glasul puternic al reginei mame străbătu salonul și pătrunse în anticamera unde aștepta, cum a mai spus, capitanul gărzii. Domnul de Nancy sosi în grabă. Iată-mă, doamnă, spuse el, ce dorește maestatea voastră? Stătei în anticameră? Da, doamnă. Ai văzut ieșind un tânăr, un băiețandru? Chiar adineauri. Crezi că a ajuns departe? Cam pe la jumătatea scării. Cheamă-l înapoi. Cum se numește? Orton, dacă nu vrea să se întoarcă, adu-l cu forța. Totuși, nu-l speria dacă nu se împotrivește. Trebuie să-i vorbesc chiar acum. Capitanul gărzii se năpustea afară. După cum prevăzuse, Orton se afla la jumătate scării, căci cobora încet, nădăjduind să întâlnească pe scară sau să zărească pe vreun coridor pe rețelina avarii sau pe doamna de Sov. Auzi că e chemat și tresări. Se gândi să fugă, dar cu o maturitate de judecate care îi depășea vârsta, înțelese că dacă fuge, totul e pierdut. Așadar se opri. Cine mă strigă? Eu, domnul de Nensei, răspunse capitanul gărzii, coborând deodată mai multe trepte. Dar mă grăbesc, zise Orton. Din partea maestății sale, regina mamă, reluă domnul de Nensei, ajungându-l din urmă. Băiatul își șterse sudoarea care curgea pe frunte și urcă înapoi. Capitanul îl urma. Caterina plănuise mai întâi să-l aresteze pe tânăr, să poruncească să fie scotocit prin haine și să pună mâna pe scrisoarea pe care știa că o are asupra lui. De aceea se gândise să-l învinovățească că-i furase ceva. Chiar își desprinsese de la rochie o agrafă de diamante, vrând să arunce vina pe tânăr de dispariția ei. Dar chipzi că în mijlocul acesta era primejdios, că i-ar fi trezit tânărului bănuiel și ar fi dat de veste stăpânului său, iar la rândul lui acesta s-ar fi ferit și astfel n-ar mai fi căzut în cursă. Firește, putea să-l trimite pe băiat la temniță, dar zarva ce s-ar fi făcut în jurul areștării, oricât s-ar fi păstrat taina ei, tot s-ar fi răspândit în Luvru și numai un cuvânt l-ar fi făcut pe Henric să se păzească.
Și totuși Catrina avea nevoie de revanș, căci o scrisoare de la domnul de Mouilly, adresată regelui Navarii și trimisă cu atâta grijă, trebuia să dezvăluie o întreagă unentire. Își puse deci la loc agrafa de unde desprinsese. Nu, nu, zise ea, e o idee de zbir, proastă idee. Dar pentru un răvaș care poate nu merită atâta trudă, urmă ea încruntându-și sprâncenele și vorbind atât de încet, încât ea singură abia putea să-și audă glasul. Ai, la naibă, nu-i vina mea, e a lui. De ce puiul ăsta de tâlhar n-a pus răvașul la locul fixat? Și totuși, biletul ăsta îmi trebuie. Chiar atunci, Orton intră din nou. De bună seamă, chipul Catrinei avea expresie fioroasă, ceea ce-l făcu pe băiat să pălească și să rămână în prag. Era încă prea tânăr, poate, ca să fie cu desăvârșire stăpân pe sine. Doamnă, zise el, mi-ați făcut cinstea să mă chemați înapoi. Vă pot fi de folos cu ceva? Fața Catrinei se lumină de parcă o rază de soare ar fi căzut pe ea. Te-am chemat, copile, pentru că îmi place să-ți văd chipul și cum ți-am făgăduit că voi avea grijă de soarta ta, vreau să-mi țin făgăduiala fără întârziere. Se spune despre noi, reginele, că am fi uituce, dar nu sufletul e de vină, ci mintea înfierbântată de tot ce se petrece. Mi-am adus însă aminte că regii țin în mâna lor soarta oamenilor și te-am rechemat. Vino, copile, urmează-mă. Domnul de Nancy, care lua în serios ceea ce auzea, priva uimit întâiușoara Caterinei. Știi să călărești, băiatule? Îl întrebă Caterina. Da, doamnă. Atunci vină cu mine. Am să-ți dau un biletel pe care ai să-l duci la Saint-Germain. Sunt la ordinele maestății voastre. Nancy, să-i se dea un cal. Domnul de Nancy plecă. Hai, copile, zise Caterina. Și păși prima. Orton o urmă. Regina mamă coborâ un etaj, o apucă pe coridorul unde se aflau apartamentele regelui și ale ducelui d'Alençon, ajunse la scara în spirală, mai coborâ un cad, deschise o ușă care zidea într-o galerie rotundă, a cărei cheie nu avea decât ea și regele, și îl introduse aici, pe Orton. Intră apoi și ea, închizând ușa. Această galerie înconjura ca un metereț anumite porțiuni ale apartamentelor regelui și reginei mame. Era ca și galeria castelului San Angelo de la Roma și ca aceea a palatului Pitti de la Florența, un adăpost pregătit în caz de primejdie. După ce trase ușa, Caterina rămase cu tânărul în coridorul întunecos, făcură vreo 20 de pași, Caterina mergând înainte, Orton în urma ei. Deodată Caterina se întoarse și tânărul observă pe chipul ei aceeași expresie fioroasă pe care o avusese cu 10 minute mai înainte. Prin întuneric, ochii ei rotunzi ca de pisică sau de panteră păreau că aruncă foc. Stai! Făcu ea. Orton simți un fior trecând de prin tot trupul. O răceală ucigătoare ca un giulgiu de gheață se lăsă din tavan. Podeaua părea întunecată ca lespede unui mormânt, iar privirea Caterinei era, dacă se poate spune astfel, ascuțită și îi pătrundea până în inimă băiețandrului nostru. Orton se dădu înapoi și tremurând se lipi de zid. Unde e biletul pe care trebuia să-l dai regelui Navarei? Biletul? Îngâimă Orton. Da, biletul pe care în cazul că nu-l găseai pe rege trebuia să-l pui după oglindă. Eu, doamnă, făcu Orton, nu știu ce vreți să spuneți. Biletul pe care ți l-a dat de omul acum un ceas în spatele grădinii Arbalet. Dar n-am niciun bilet, spuse Orton. Maestatea voastră se înșală, desigur. Minți! Dă-mi-l și-mi țin făgăduiala pe care ți-am făcut-o. Care, doamnă? Te fac bogat! N-am niciun bilet, doamnă. Caterina scrâșni din dinți, apoi zâmbi. Dacă mi-l dai, zise ea, primești 1000 de scuzi în aur. N-am niciun bilet, doamnă. 2000 de scuzi. Cu neputință, pentru că nu l-am și deci nu-l pot da. 10.000 de scuzi, Orton.
Tânărul, care vedea că mânia reginii crește ca un val, din piept spre creștet, se gândi că n-are decât un mijloc ca să scape stăpânul, să închidă scrisoarea. Duse mâna la buzunar. Caterina îi ghici însă gândul și l-o opri cu mâna. Hai, copile! Bine, ești credincios. Când regii vor să-și iau un servitor, nu strică deloc să-l pună la încercare, să vadă dacă e credincios. Știu ce să cred despre tine. Uite, ține punga mea și asta e doar un început. Du-te și du-i stăpânului tău biletul și spune că de azi înainte ești în slujba mea. Du-te, poți să pleci și fără mine, prin ușa pe care am venit. Se deschide pe dinăuntru. Și Caterina, punând punga în mâna tânărului încremenit de mirare, făcu câțiva pași și atinse zidul cu mâna. Orton, de mirare, rămase totuși uvăitor în picioare. Nu-i vinea să creadă că primejdea pe care o simțise gata să se abată asupra lui, se depărtează. Hai, nu mai tremura, îi zise Caterina. Ți-am spus doar că ești liber să pleci și dacă vrei să te întorci, ai să fii un om făcut. Vă mulțumesc, doamnă, zise Orton. Atunci mă iertați. Mai mult, te răsplătesc. Ești un bun aducător de bilețele de dragoste, un drăguț mesager al amorului. Numai că ai uitat că ștăpânul te așteaptă. Ah, da, făcu repezindu-se spre ușă. Dar abia făcu trei pași și podeaua îi fugi de sub picioare. Se bălăbăni, întinse brațele, scoase un strigăt îngrozitor și se prăbuși în temnița Luvrului după ce Caterina apăsase pe o pârgăie. Hai, urmă-i regina, din pricina încăpățânării ticălosului ăstea, o să trebuiască să cobor 150 de trepte. Caterina se întoarse în apartamentul ei, a prins un felinar, se înapoie pe coridor, apăsă din nou pe pârghie, deschise un chepenc ce dădea spre o scară în spirală, care părea că duce în inima pământului, și mânată de nepotolita ei curiozitate, care de fapt nu era decât un alt aurii, ajunse la o ușă de fier care se deschidea pe dinăuntru și dădea în temniță. Aci zăcea bietul Orton, plin de sânge, zdrobit, cu oasele sfărâmate din pricina căderii de la înălțime de 100 de picioare. Totuși mai dădea semne de viață. Dincolo de zidul gros se auzea bolborosind apa Senei, care printr-o infiltrație subterană ajungea până lângă scară. Caterina intră în groapa jilavă și romirositoare, care de când exista fusese firește martora multor căderi asemănătoare. Scotoci prin veșmentele lui Orton, luă biletul, se asigură că era într-adevăr cel pe care îl căuta, împinse cu piciorul trupul celui căzut și apoi apăsă cu degetul pe o altă pârghie. Fundul gropii se mișcă și trupul, alunecând dus de însăși greutatea lui, dispăru sub apă. După ce închise ușa la loc, urcă scările, se zăvorâ în camera ei și citi cu nesat biletul care avea următorul conținut. De seară la ora 10 în strada la Arbre Sec, la hanul sub cerul liber. Dacă veniți, nu răspundeți. Dacă nu veniți, spuneți nu purtătorului. Domnul de Senfal. Citind biletul, un zâmbet înflori pe buzele Caterinei. Se gândea numai la victorie, uitând cu desăvârșire prețul acestei izbânzi. De altfel, cine fusese Orton? O inimă credincioasă, un suflet devotat, un băiețandru frumos, atât. Toate acestea, ne închipim cu ușurință, nu puteau înclina nicio clipă cumpăna balanței de gheață unde se cântărea soarta imperiilor. După ce citi biletul, Caterina urcă pe dată la doamna de sov și îl puse după oglindă. Coborând, îl întâlni la intrarea în coridor pe capitanul gărzii. Doamnă, i-a amintit domnul de Nancy, așa cum a poruncit maestatea voastră, calul e gata. Dragă baroane, nu mai e nevoie. L-am făcut să vorbească pe băiețaș. Într-adevăr, e prea prostănac pentru misiunea pe care am vrut să-i încredințez. Îl luam de un lacheu, dar era cel mult urândaș. I-am dat câțiva bani și l-am scos afară prin portița cea mică. Dar ceea ce trebuia să facă? Întrebă domnul de Nancy. Ceea ce trebuia să facă, repete Caterina,
Vestea pe care trebuia să o duc la Saint-Germain. Maestatea voastră dorește să mă duc eu sau să trimit pe unul din oamenii mei? Nu, nu, spuse Catrina. Dumneata și oamenii dumitale veți avea altceva de făcut de seară. Și Caterina se întoarse în apartamentul ei, nădăjduind din toată inima că în seara aceea o să țină în sfârșit în mâinile ei soarta acestui blestemat de rege al Navarei. Hanul sub cerul liber. Două ceasuri după întâmplarea povestită, care nu lăsase nici cea mai mică urmă pe chipul Caterinei, doamna de Sof, terminându-și îndatoririle la regină, urcă în apartamentul ei. Îndată sosi și Henric. Aflând de la Dariol că Orton fusese acolo, se duse direct la oglindă și luă biletul. Acesta, după cum am mai spus, avea următorul cuprins. De seară la ora 10, în strada Larbăr Sec, la Hanul, sub cerul liber. Dacă veniți, nu răspundeți. Dacă nu veniți, spuneți nu purtătorului. Semnătura însă nu există. Henric, n-o să lipsească de la întâlnire, îi zise Caterina, căci chiar dacă n-ar avea poftă să se ducă acum, n-o să-l găsească pe aducătorul biletului ca să-i spună nu. În această privință, Caterina nu se înșelase. Henric întrebă de Orton, iar Dariol îi spuse că ieșise cu regina mamă. Cum găsese biletul la locul stabilit și cum pe bietul băiat îl știe incapabil de trădare, nu se îngrijora de fel. Cină ca de obicei la masa regelui care își bătu joc de stângăcirile lui la vânătoarea cu șoim, ce avusese loc în cursul dimineții. Henric ceru iertare spunând că el este de la munte și nu de la câmpie, dar îi făgădui lui Carol că o să se deprinde și cu vânătoarea de șoim. Caterina se arătă încântătoare. Ridicându-se de la masă, o rugă pe Margareta să-i țină de urât toată seara. La ora 8, Henric luă cu el doi gentilomi, ieși cu ei prin poarta Saint-Honoré, făcu un ocol mare și se întoarse prin laturi de boa, trecu Sena pe bacul de la Nesle, o apucă în sus pe strada Saint-Jacques și aici le dădu drumul ca și cum ar fi avut o întâlnire amoroasă. La colțul străzii Mathurin, întâlni un călăreț înfășurat într-o mantie. Se apropie de el. Mente, zise omul. Po, răspunse regele. Omul descălecă bedată. Henric își puse mantia stropită toată de noroia acestuia, urcă pe cal, care era numai spumă, se întoarse prin strada la Harp, trecu peste podul Saint-Michel, străbătu în grabă strada Berthelemy, traversă din nou fluviul pe Pont Aumônier, coborâ de-a lungul cheiurilor, o apucă pe strada la Arbre Sec și bătu la ușa hanului jupânului la Hurier. La mol se afla în sala pe care o cunoaștem și scria o lungă scrisoare de dragoste unei persoane pe care o știți. Coconas era la bucătărie cu la Hurier și privea frigara unde se perpelau 6 potârnichi. Tocmai discuta cu prietenul său Hangiul când e momentul cel mai potrivit să le scoată din frigare. În clipa aceea, Henric bătu la ușă. Gregoare îi deschise și duse calul la graj, în timp ce călătorul intră bocănind cu cizmele pe podea, ca și cum și-ar fi încălzit picioarele amorțite. Hei, jupâne la Hurier, spuse la mol, continuând să scrie. A venit un gentilom care întreabă de dumneata. La Hurier veni, îl măsură pe Henric din cap până în picioare și cu mantia de stofă grosolană nu inspira prea mult respect, îl întrebă. Cine sunteți? Ei, drăcie, făcu Henric arătând spre la mol. Ți-a spus, domnul, sunt un gentilom din Gasconia care vine la Paris ca să se înfățeșeze la curte. Și ce doriți? O cameră și să cinez. Făcu la Hurier. Valet aveți? Aceasta era, după cum se știe, întrebarea lui obișnuită. Nu, răspunse Henric, dar am de gând să-mi iau unul când am să mă îmbogățesc. Nu închiriez cameră de stăpân fără cameră de valet, zise la Hurier. Chiar dacă îți propun să-ți plătesc împărătește și să facem socoteala mâine? Oh, sunteți foarte darnic, gentilomul meu, zise la Hurier uitându-se la Henric cu neîncredere. Nu, dar pentru că am să stau astăzi seară și la noapte hanul dumitale, care mi-a fost recomandat din toată inima de un senior de pe meleagurile mele, am chemat un prieten să vină aici să cineze cu mine. Ai vin bun, dar toa?
Am unul strașnic. Nici bearnezul nu bea unul mai bun. Bine, îl plătesc separat. Ah, uite, mi-a venit și prietenul. Într-adevăr, chiar în acea clipă ușa se deschise și intră un al doilea gentilom, ceva mai în vârstă decât primul, târând după el o spadă mare. Aha, făcuiel, ești punctual, tânărul meu prieten. Pentru un om care a bătut 200 de leghe, frumos lucru să fie punctual. Pe dânsul îl așteptați? Întrebă la hirier. Da, zise primul sosit, îndreptându-se spre tânărul cu spada cea mare și strângându-i mâna. Dă-ne, te rog, cină. Aici sau în camera dumneavoastră? Unde vrei? Jupâne, spuse la mol, chemându-l pe la hirier, scapă-ne de muturile astea hughenote. De față cu ei, Cocona și cu mine, nu o să mai putem scoate o vorbă despre treburile noastre. Cine la camera numărul 2, la etajul al 3-lea, strigă la hirier. Urcați, domnilor, poftiți! Cei doi călători îl urmară pe Gregoar, care mergea înaintea lor, luminându-le calea. Regina Margot, pista 33. La mol îi urmări cu privirea până dispărură. Întorcându-se, îl văzu pe Coconat, care își vârâse capul pe ușa bucătăriei. Ochii mari, bulbucați și gura căscată exprimau o mirare vătită. La mol se apropie de el. Mii de dragi! Exclamă Coconat. Ai văzut? Ce să văd? Pe cei de gentilom? Ei și? Aș jura că sunt... Cine? Păi regele Navare și bărbatul cu mantia vișinie. Jură dacă vrei, dar nu prea tare. E recunoscut și tu? Bineînțeles. Ce-ar fi căutând aici? Vreo aventură amoroasă. Crezi? Sunt sigur. Amol, eu unul prefer loviturile de spadă acestor aventuri amoroase. Adineaur aș fi putut să jur. Acum pun rămășac. Ce rămășac? Că e vorba de o uneltire. Ești nebun. Ei bine, eu îți spun. Și eu îți spun că dacă uneltesc, asta îi privește. Ai dreptate, făcu Coconas. Doar nu mai sunt în slujba domnului D'Alenson. Facă ce-or vrea. Și cum potârnichile păreau că se rumeniseră destul, așa cum îi plăceau lui Coconas, piemontezul îi strigă jupânului la hirier să le ia de pe foc, pentru că lăsa gura apă și aștepta cu nerăbdare să le înfurece. Între timp, Henric și Dumâie ajunseră în camera lor. E bine, sire, spuse Dumâie după ce Gregoar le-a pregătit masa. L-ați văzut portul? Nu, dar am găsit biletul pe care l-a ascuns după oglindă. Bănuiesc că băiatul s-a speriat pentru că regina Caterina a venit tocmai când era acolo, așa că a plecat fără să mă aștepte. Am fost cam îngrijorat, căci dar el mi-a spus că regina mama căuta să-l tragă de limbă. Oh, nu-i nicio primește, strigarul e de baci și cu toate că regina mama își cunoaște meseria, sunt sigur că i-a dat de furcă. Dar dumneata de omul, l-ai văzut întorcându-se? Întrebă Henric. Nu, dar am să-l văd de seară. La miezul nopții trebuie să se întoarcă să mă ia de aici cu o pușcă și pe drum o să-mi povestească totul. Dar cu omul de la colțul străzii de Maturin, ce-i? Care om? Cel care mi-a dat calul și mantia. Ai încredere în el? Oh, e unul din oamenii noștri cei mai credincioși. De altfel nici nu o cunoaște pe maestatea voastră și habar n-are cu cine a avut de-a face. Atunci putem să vorbim în liniște de treburile noastre. Firește, de-al minter la mole de strajă. De minune. E bine, sire, ce spune domnul D'Alenson? Domnul D'Alenson nu mai vrea să plece de mâini și a dat arama pe față. Alegerea ducelui d'Anjou pe tronul Poloniei și boala regelui l-au făcut să-și schimbe planurile. Așadar, din pricina lui, planul nostru să cadă baltă. Da. Atunci ne trădează? Nu încă. Dar ne va trăda la prima împrejurare pe care o va socoti prielnică. Ei, mă lasă. Fire perfidă. De ce nu mi-a răspundat scrisorile pe care i le-am trimis? Că să aibă dovezi și să nu dea nimic în schimb. Așadar, tot e pierdut de mâini. Din potrivă, sire, totul e de câștigat. Știți prea bine că întregul partid, în afară de fracțiunea prințului de Conde, vă sprijină și nu se folosea de duce, deși lăsa impresia că intră în relații cu el, decât ca mijloc de apărare. E bine, din ziua ceremoniei am legat soarta tuturor lucrurilor de dumneavoastră. Va trebui 100 de oameni ca să fugiți cu ducele de Alençon. Eu v-am asigurat 1500. În 8 zile vor fi gata, postați de-a lungul drumului spre Po.
nu va mai fi o fugă ce o retrage în regulă. 1500 de oameni vă sunt de ajuns, sire. V-ați crede în siguranță cu armată? Harry zâmbie și-l bătu pe omăr. De mui, e singurul om care știe că regele Navarei nu-i de felul lui atât de sperios cum se crede. Ei, Doamne, știu, sire, și nădăjdesc că nu o să treacă multă vreme și întreaga Franța o să știe ca și mine. Da, când pui la cale o uneltire, trebuie să izbutești, iar pentru aceasta prima condiție să fii hotărât. Și ca să iei o hotărâre gramnică, sinceră, eficace, trebuie să fii încredințat că vei izbuti. Ei bine, sire, când are loc vânătoarea? La fiecare 8 sau 10 zile odată. Are loc fie o vânătoare cu haitaș, fie cu șoim. Când a avut loc ultima dată? Chiar azi. Așadar, peste 8 sau 10 zile. Fărândeală, chiar înainte, poate. Ascultați-mă, mi se pare că totul e în ordine. Ducele de Anjou a plecat. Nu se mai gândește nimeni la el. Regele se îndrăvânește pe zi ce trece. Prigoana împotriva noastră a încetat aproape. Făceți ochii dulce, regine mame. Făceți ochii dulce domnului D'Alençon. Spuneți-mi, rog, că nu mai puteți pleca fără el. Străduiți-vă să vă creadă, ceea ce este mai greu. Fii liniștit, o să creadă. Are atâta încredere în dumneavoastră? Zău, nu ferească, sfântul. Dar are încredere în tot ce îi spune regina. Dar regina e cu adevărat de partea noastră? Oh, da, a dovedit-o. De altfel este ambițioasă și coroana asta Navarei, care lipsește iar de frunte. E bine, 3 zile înainte de vânătoare, trimiteți-mi vorbă unde va avea loc. La Bondi, la Saint-Germain sau la Rambouillet. Adăugați că sunteți gata și când veți vedea pe domnul de la Mola luând de la goană înaintea dumneavoastră, urmați-le în galop fără șovăire. Când ați ieșit din pădure, dacă regina mamă vrea să vă prindă, va trebui să se poată ține după dumneavoastră. Însă caii normanzi, nădăjduiesc, nu vor vedea nici măcar potcoavele cailor noștri arabi sau ale căluților noștri spanioli. Bine, domnule, atunci ne-am înțeles. Bani aveți, sire? Henric se strâmbă, așa cum a făcut toată viața când îi se punea această întrebare. Nu prea mulți, răspunse el, dar cred că are Margot. E bine, de dumneavoastră ori de ei, luați cât puteți mai mulți. Și tu? Până atunci, ce să faci? După ce m-am ocupat de treburile maestății voastre, destul de stăruitor, după cum vedeți, îmi veți îngădui să învăț puțin și de ale mele, nu? Da, de măi, firește. Dar despre ce-i vorba? Sire, Ortun, care este un băiat foarte inteligent și pe care l-o recomand atenției maestății voastre, mi-a spus ieri că s-a întâlnit în preajma arsenalului cu tâlharul de Morevei, care s-a înzdrăvenit mulțumit de îngrijirilor date de Rene. Și se încălzește la soare ca un șarpe ce e. Ah, da, înțeleg, a făcut Henric. Înțelegeți? Prea bine, într-o zi dumneavoastră veți fi rege, sire, și dacă o să aveți vreo răzbunare asemănătoare cu a mea, o să vă răzbunați ca un rege. Eu sunt soldat și trebuie să mă răzbun ca un soldat. Așadar, după ce să punem la cale toate treburile noastre mărunte, ceea ce îi va da tâlharului încă o răgaz de 5 sau 6 zile ca să se îndrămeze, am să dau o raită pe la arsenal și din 4 lovituri dravene de spadă am să-l țintuiesc la pământ. Pe urmă să părăsesc Parisul cu o piatră luată de pe suflet. Atunci, la lucru, prietene, îndemnă Darnezul. Ei, dar de la Mol ești mulțumit, nu-i așa? Oh, încântător, băiat! Vă este credincios trup și suflet. Vă puteți bizi pe el ca și pe mine. Viteaz și mai ales discret. Va veni și el cu noi în Navara de mâine. Odată ajuns, o să vedem ce o să facem ca să vă răsplătim așa cum merită. Când Henric termina aceste cuvinte cu un zâmbet fremitor, ușa se deschise sau mai curând fu împinsă cu putere și cel care fusese lăudat chiar atunci năvăli paliș și tulburat. Băgați de seamă, sire, băgați de seamă, cartea înconjurată. Înconjurată? Exclamă Henric ridicându-se. De cine? De garda regelui. Ho, ho, acolo de mâini, trăgându-și pistoalele de la centiron. După câte se pare, o să încingem o adevărată bătălie. Ah, da, a zis la mult, de pistoale și de bătălie e vorba. Dar ce vrei să facem împotriva 50 de oameni? Are dreptate, zice regele, măcar de fi vreun mijloc de retragere. Există unul, de care m-am folosit și eu.
Dacă maestatea voastră vrea să mă urmeze și Dumui, domn Dumui poate să ne urmeze și el dacă vrea, numai că trebuie să vă grăbiți amândoi. Se auziră pași pe scară. E prea târziu, spuse Henric. Ah, dacă li s-ar putea da de lucruri la 5 minute, strigă la mol, aș răspunde de rege. Atunci, domnule, răspunde de zice de mâine. Eu îmi iau sarcina să-i țin în loc. Duceți-vă, sire, duceți-vă. Dar ce-i să faci? Nu îmi portați de greșe, sire, grăbiți-vă. Și domnule ascuns la repezeală farfurie, șervetul și paharul regelui, ca să se creadă că fusese singur la masă. Veniți, sire, veniți, strigă la mol, luându-l de braț pe rege și frăgându-l spre scară. Domnule, viteazul meu, domnule, strigă Henric, întinzându-i mâna tânărului. Dumui o sărută, îl împinse pe Henric afară din cameră și închise ușa în urma lui cu zevorul. Ah, da, înțeleg, zice Henric, vrea să se lase prins în timp ce noi o să fugim. Dar cine dracu ne-a trădat? Veniți, sire, veniți, n-auziți, urcă mereu! Într-adevăr, lumina făcuilor începea să se întrezărească de-a lungul scării înguste, pe când jos se auzea zângănii de spate. Atenție, sire, atenție! Și călăuzindu-l pe rege prin beznă, îl făcu să urce două etaje, împinse ușa unei camere pe care o închise apoi cu zăvorul și îl duse într-o cămăruță unde deschis o fereastră. Sire, în maestatea voastră se teme de excursurile pe acoperișuri? Cine, eu? Făcu Henric. Eu care-s vânător de capre sălbatice? E bine, urmați-mă, maestate. Cunosc drumul și o să vă fiu călăuză. Iau înainte, te urmez. La mol ieși primul, sări peste fereastră și o apucă de-a lungul strișinii până a ajuns la un fel de vale formată din două acoperișuri. Aceasta dădea într-o mansardă fără ferestre care ducea într-un pod nelocuit. Sire, spuse la mult, ați ajuns la liman. Ah, cu atât mai bine. Și șterse fruntea palidă de pe care picura sudoare. Acum, îl lămuri la mult, treaba să meargă strună. Din pod coborâm pe scară. Gara dă într-o alee, iar aleea drept în stradă. Am mai făcut drumul ăsta sine într-o noapte mult mai îngrozitare. Hai, hai, zise Henric, înainte. La mol se strecură primul prin fereastra deschisă, trecut printr-o ușă care abia se ținea în balamale pe care o împinse și a ajuns la o scoară în spirală. Aici îi trecu regele frânghia ce folosea drept rampă și lemnă. Veniți, sire! La jumătatea scării Henric se opri. Ajunsese la o altă fereastră care dădea în curtea hamlei sub cerul liber. Pe scara principală se vedeau soldați alergând unii puse din mână, alții cu făclii. Deodată în mijlocul unui grup, regele Navare îl zări pe Dumui. Își predase spada și cobora cal. Bietul băiat, inima vitează și credincioasă. Pe cinstea mea, sire, zice la mult, maestatea voastră a observat de bună seamă cât e de cal, dar chiar râde. Trebuie că are el în cap o rătrăznaie. O să le joace o festă, căci, după cum știți, nu-l veți râzând prea des. Și tânărul care era cu dumneata? Domnul de Coconas? Întrebă la mal. Da, Coconas. Ce i s-a fi întâmplat? O, sire, lui ne-i poartă de grijă. Când a zărit soldatii, nu mi-a spus decât atât. E în joc ceva. Capul, i-am răspuns. Și tu o să scapi? O dojduiesc? E bine, și eu la fel. Mi-a strigat. Și vă jur că o să scape. Pe Coconas, ascultați ce vă spun eu, nu-l prinde că dacă vrea el. Atunci, spuse Henric, tot e în ordine. Să încercăm să ne întoarcem la Louvre. Ah, doamne, zice la mult, ne-i zic mai ușor, sire. Să ne înfășurăm în manti și să ieșim. Pe stradă e îmbulzarea din pricina zarve și toți o să ne ia drept niște curioși. Într-adevăr, Henric și la mult găsirea poarta deschisă și nu întâmpinarea altă dificultate decât gloata care împiedica să traverseze strada. Totuși zbutirea amândese să strecoare prin strada d'Avero. Dar când ajunseră în stradă de Pu, îl văzură pe Dumui și escorta lui condusă de capitanul gardii domnul de Nancy, traversând piața Saint-Germain-l'Auxerrois. Oh, oare, se pare că îl duce la Louvre. Dragi, porților să fie închise, se vor lua numele celor care se întorc după el. Și dacă o să fiu văzut intrând acum, o să se creadă că am fost cu el. E bine, sire, exclamă la mol, intrați în lucru altfel decât pe poartă. Cum, dracu, vrei să intru? Maestatea voastră a uitat fereastra reginei Navarei. La naiba, domnule de la mol, făcu Henric, ai dreptate.
Uite, la asta nu m-am gândit. Dar cum o să-i dau de veste reginei? Ah, zis la mălâncă, nu se cu o recunoștință plină de respect. Maestatea voastră aruncă pietrecele cu atâta de băcie. Demui de Saint-Phal. De asta dată, Caterina fusese atât de prevăzătoare, încât era sigur că treaba avea să meargă strună. Așadar, pe la ora 10, îi spuse Margarete să plece, convinsă, ceea ce de altfel era și adevărat, că regina Navarei nu avea habar de ce se urzea împotriva soțului ei. Cu aceste gânduri, intră în odaia regelui, rugându-l să nu se ducă la culcare încă. Îngrijorat din pricina expresiei de triumf ce se citea pe chipul mamei sale, cu toate că încerca să o ascundă, ca de obicei, Carol căută să-i scodească. Caterina i-a răspuns îndoitare. Nu-i pot spune mai stății voastră decât un singur lucru. Astă seară va fi scăpată de doi dintre cei mai cruzi dușmani ai săi. Carol ridică din sprâncene, voind parcă să spună. Bine, să vedem. Și fluierându-și ogarului cel mare, care veni la el tărându-se pe burtă ca un șarpe, și apoi își lăsă capul fin și inteligent pe genunchiul stăpânului său, regele se puse pe așteptat. Caterina rămase câteva clipe cu ochii fixi, trăgând cu urechea, când deodată, în curtea Luvrului, se auzi un foc de pistol. Dar ce e doar asta? Întrebă Carol, încruntându-se în timp ce ogarul se ridică brusc celind urechile. Nimic, spuse Caterina, un semnal și atâta tot. Și ce înseamnă? Că din clipa asta, sire, unicul și adevăratul vostru dușman nu vă mai poate face niciun rău. A fost ucis cineva? Întrebă Carol, privind-o pe maică sa cu un aer de stăpân, care avea să spună că moartea și iertarea doar regele le poate hotărâ. Nu, sire, au fost arestate doar două persoane. Aha, făcu Carol, tot mereu urzel și uneltirii, de care regele nu știe nimic. Anaiba, mama, sunt totuși un om în toată firea și mă pot păzi și singur, fără să am nevoie de tutelă sau chinci. Dacă ai chef de domnie, n-ai decât să te duci cu fiul dumitale în Polonia. Însă aici, ascultă ce spun, nu-ți merge cu așa ceva. Fiule, spuse Caterina, este ultima oară când mă mai amestec întrebările tale, dar e o chestiune pe care o urmăream de mult și în care niciodată nu mi-ai dat dreptate, iar eu țineam din toată inima să te dovedesc că am. În aceeași clipă, mai mulți soldați se opriră în anticameră și se auzi cum își proptesc patul flintelor pe podea. Imediat, domnul de Nense ceru să intre la rege. Să vină! Domnul de Nense intră, îl salută pe rege și, întorcându-se spre Caterina, zise. Doamnă, poruncile dumneavoastră sunt îndeplinite. L-am prins. Cum l-ai? Exclamă Caterina foarte tulburat. N-ai prins decât pe unul? Era singur, doamnă. Și s-a apărat? Nu, ci n-a liniștit într-o cameră și a predat spada la prima somație. Cine-i? Întrebă regele. Veți vedea îndată, îi răspunse Caterina. Să fie adus prizonierul, domnule de Nense. 5 minute mai târziu, Dumui se afla în fața regelui. Dumui? Strigă regele. Dar ce s-a întâmplat, domnule? Hei, sire, făcu Dumui cu un calm de săvârșit. Dacă maestatea voastră mi-îngăduie, aș pune aceeași întrebare. În loc să pui această întrebare regelui, zise Caterina, fii bun, domnule Dumui, și spune-i fiului meu cine era persoana care se afla într-o noapte în camera regelui Navarei și care, împotrivindu-se poruncilor maestății sale ca un rebel, a ucis 2 soldați și l-a rănit pe domnul de Moreve. Într-adevăr, spuse Carol încruntându-se, cunoști numele acestei persoane, domnule Dumui? Da, sire, maestatea voastră dorește să-l afle? Mărturisesc că mi-ar face plăcere. Ei bine, sire, se numește Dumui de Saint-Phal. Dumneata erai? Chiar eu. Caterina, mirată de această îndrăzneală, se dădu înapoi cu un pas din fața tânărului. Așadar, ai îndrăznit să nu te supui ordinelor regelui, spuse Carol al IX-lea. Mai întâi, sire, nu știam că era un ordin al maestății voastre, apoi n-am văzut decât un lucru sau mai degrabă un om, pe domnul de Moreve, ucigașul datului meu și al domnului amiral. Atunci mi-am adus aminte că acum 1 an și jumătate, chiar în această cameră, în seara zilei de 24 august, maestatea voastră mi-a făgăduit că va pedepsi pe ucigaș. Or, cum de atunci a trecut mult timp și s-au petrecut evenimente însemnate, am socotit că, împotriva voinței lui, regele nu și-a putut îndeplini dorința. Și văzându-l pe Moreve în ușă, mi-am zis că mi l-a trimis cerul. Maestatea voastră știe ce a urmat, sire.
Am dat în el ca într-un ucigaș și în oameni lui ca niște tâlhari. Carol nu răspunse nimic. Prietenia lui pentru Henric îl făcea de la o vreme să privească multe lucruri cu alți ochi și de multe ori cu spaimă chiar. La rândul ei, regina mamă își amintea că după Sfântul Bartolomeu, regele spusese adesea vorbe care aduceau are mușcări. Dar ce căutai oi la ora aceea la regele Navarei? Oh, răspunse de mâine, asta o poveste cam lungă, dar dacă maestatea sa are totuși răbdare să o asculte? Da, însă Carol, vorbește, îți poruncesc. Mă supun, fiere, răspunse de mâine cu o plecăciune. Caterina se așeză, fixându-l pe tânăra capetanie cu o privire înjurată. Vă ascult, zise Carol. Acton! Câinele și-o lua locul de mai înainte. Fiere, venise la maestatea sa, regele Navarei, castul al fraților mei, credincioși și dumneavoastră supuși de religie hugenotă. Caterina i-a făcut un semn lui Carol. Fii liniștită, mama, zicită, nu-mi scapă niciun cuvânt. Continuă, domnule Domăie. Am venit ca să-i atrag atenția regelui Navarei, spuse mai departe Domăie, că de când a trecut iar la catolicism, nu se mai bucură de încrederea hugenoților. Dar când amintirea tatălui său Antoine de Bourbon și mai ales a mamei sale, viteaza Jean d'Albert, al cărui nume ne este scump, hugenoții datoreau această dovadă de respect și l-o rugau să renunțe la drepturile sale asupra coroanei Navarei. Ce zice? Exclamă Caterina, ne izbutim cu toată stăpânirea ei de sine să primească în tăcere această lovitură neașteptată. Aha, spus Carol, dar această coroană a Navarei care zboară de pe un creștet altul, fără îngădința mea, îmi pare că mi-aparține și mie puțin. Sire, hugenoții recunosc mai bine ca oricine acest principiu al suzeranității pe care maestatea voastră l-a amintit adineaori. Și de aceea îi trag nădejde că maestatea voastră o va pune pe un cap pe care îl prețuiește. Eu? Exclamă Carol. Pe un cap pe care îl prețuiesc. La naiba. Ce cap, domnule? Nu te înțeleg. Al domnului duce de Alençon. Caterina se făcu albă ca varul și îl străfulgeră pe domnului cu o privire ucigătoare. Dar fratele meu de Alençon știa? Da, sire. Și-a primit coroana? Sub rezerva ca maestatea voastră să fie de acord și de aceea ne-a și trimis aici. Oh, făcu Carol. Într-adevăr, iată o coroană care îl va prinde de minune pe fratele nostru de Alençon. Și eu, care nici măcar nu mă gândisem la asta. Mulțumesc, domnule, mulțumesc. Când o să mai ai idei din asta, vei fi binevenit la lor. Sire, de mult vi s-ar fi adus la cunoștință planul acesta dacă n-ar fi fost întâmplarea aceea nefericită cu Moreve, care m-a făcut să mă tem că am căzut în disgrația maestății voastre. Da, dar Henric, ce părere avea despre acest plan? Întrebă Caterina. Doamne, regele Navarei se supunea dorinței fraților săi și își pregătise abdicarea. Așadar, strigă Caterina, ar trebui să ai această abdicare asupra dumitale. Într-adevăr, doamne, zice domnul ei, din întâmplare o am asupra mea semnată de el și datată. Data e anterioară întâmplării de la Luvru? Întrebă Caterina. Da. Cu o zi înainte, cred. Domnul de Mâie scoase din buzunar abdicarea în favoarea ducelui de Alençon, scrisă, semnată de mâna lui Henric și portând data indicată. Pe cinste mea, totul e în regulă. Și în schimbul acestei abdicări, Henric, ce voia? Nimic, doamnă. Prietenia regelui Carol, mi-a spus el. Îl despăgubește cu prisosință de pierderea unei coroane. Caterina își mușca buzele de furie și își frământa frumoasele ei mele. Astea toate sunt foarte adevărate, adăugă regele. Atunci, reluă regina mamă, dacă totul era hotărât între dumneavoastră și regele Navarei, ce scop a avut întrevederea de astă seară cu el? Eu, doamnă, cu regele Navarei? Se mi-a de mâie. Domnul de Nense, care m-a arestat, poate fi martor că eram singur. Maestatea voastră îl poate chema. Domnule de Nense, strigă regele. Capitanul Gărzi a apărut din nou. Domnule de Nensei, întrebă repede Caterina, domnul de Muie era singur la hanul sub cerul liber? În cameră, da, doamnă, dar în han nu. Cu cine mai era?
Nu știu dacă era împreună cu domnul de Muin, doamne, dar știu că a scăpat printr-o ușă dosnică după ce a pus jos doi soldați de-ai mei. Și l-a recunoscut, fără îndoială, pe acest gentil om. Nu eu, oamenii mei. Dar cine era? Întrebă Carolan Ole. Contele Anibal de Coconas. Anibal de Coconas. Repetă regele îngândurat și posomorât. Cel care a măcelărit o mulțime de hughenoți în noaptea Sfântului Bartolomeu. Domnul de Coconas, gentilom al domnului de Alençon, explică domnul de Nancy. Bine, bine, zise Carolan Ole, apoi să pleci. Și altădată să nu uiți un lucru. Care, Siri? Că ești în slujba mea și că trebuie să asculți doar de ordinele mele. Domnul de Nancy ieși de îndăratele astea, salutând respectat. Domnul ei zâmbi ironic Caterinei. O clipă se așternu tăcerea. Regina își răsucea firele de mătase ale genturii, iar Carol își mângâia câinele. Și ce scop urmăreați, domnule? Continuă Carol. Aveați de gând să folosiți violență? Împotriva cui, Sire? Poate împotriva lui Hedic, împotriva lui Francisc sau a mea. Sire, avem abdicarea cumnatului și consimțământul fratelui vostru. Și cum am mai avut cinstea să vă spun, voiam tocmai să cerem în cuvințarea maestății voastre când s-a întâmplat încurcătura aceea blestemată de la Luvru. E bine, mamă, spuse Carol, nu văd niciun rău în toate astea. Aveți tot dreptul, domnule de Muie, să cereți un rege. Da, Navara poate și trebuie să fie un regat despărțit de Franța. Mai mult, acest regat pare anume creat pentru fratele meu de Alençon, care a râfnit întotdeauna atât de mult o coroană, încât atunci când mă vede pe mine, cu a mea nu-și poate lua ochii de la ea. Singura piedică în calea sirii lui pe tron era dreptul lui Henriot, dar de vreme ce Henriot renunță de bunăvoie, de bunăvoie, sire, pare-se că este voința lui Dumnezeu. Domnule Dumnezeu, ești liber să te întorci la frate dumitale pe care i-am pedepsit puțin că am mască, poate. Dar asta e o socoteală între Dumnezeu și mine. Așadar, spune-le că întrucât îl vor ca rege al Franței pe fratele meu de Alençon, regele Franței le împlinește dorința. Din această clipă, Navara este un regat și suveranul său se numește Francisc. Nu cer decât 8 zile ca fratele meu să părăsească Parisul, cu toată strălucirea așa la el ce se cuvine unui rege. Du-te, domnule Dumnezeu, du-te! Domnule de Nancy, lasă-l pe domnul Dumnezeu să treacă. Este liber. Sire, spuse Dumnezeu, făcând un pas înainte, maestatea voastră mi-ngătuie? Da, zise regele, și întinse mâna tânărului hughenot. Dumnezeu puse un genunchi pe podea și sărută mâna regelui. Stai, spuse regele, reținându-l tocmai când se pregătea să se ridice. Nu mi-e cel să-l pedepsesc pe ticălusul de Moreve? Da, sire. Nu știu unde se află ca să o pot face, pentru că s-a ascuns, dar dacă dai de el, fă-ți singur dreptate. Îți dau voie și chiar cu mare plăcere. Ah, sire, strigă de mâine, mă copleșiți. Maestatea voastră se poate bizui pe mine. Nici eu nu știu unde se află, dar puteți fi liniștit, dau eu de el. Și domnul, după ce făcu o plecăciune respectuoasă fața regelui Carol și a reginei Caterina, părăsi încăperea, fără ca soldații ce le aduseseră să-l mai împiedice. Străbătu coridoarele, ajunse repede la portița cunoscută și odată afară nu făcut decât un salt din piața Saint-Germain-l'Auxerrois până la hanul sub cerul liber. Aici își regăsi calul, cu ajutorul căruia, 3 ceasuri după scena pe care am povestit-o, tânărul respira în siguranță la adăpostul zidurilor cetății Mant. Caterina, roasă de mânie, se întoarce în apartamentul ei. Trecu apoi în acela al Margaretei, unde îl găsi pe Henriot halat, gata de culcare. Diavole, murmurea, ajută-te, o regină nenorocită, pentru care Dumnezeu nu mai vrea să facă nimic. Regina Margot, pista 34. 2 capete, o singură coroană. Rugați-l pe domnul d'Alençon să vină la mine, spuse Carol când se despărți de mama lui. După cele ce-i spusese regele, domnul de Nancy hotărâ să asculte numai de ordinele acestuia, alergă într-un suflet la ducele de Alençon și transmisese porunca regală fără să schimbe o iotă. Ducele de Alençon trăsări. Dintotdeauna tremurase în fața lui Carol și tremura mai ales acum când avea motive să se teamă, pentru că uneltea împotriva lui. Cu toate acestea, se grăbi din adins să se ducă la fratele lui. Carol stătea în picioare și fredona un cântec de vânătoare.
Când ducele d'Alençon intră, surprinse în privirea înghețată a lui Carol, ura aceea plină de venin pe care o cunoștea atât de bine. Maestatea voastră m-a chemat? Iată-mă, sire. Ce dorește de la mine, maestatea voastră? Vreau să-ți spun, bunul meu frate, că pentru a răsplăti adânca prietenie ce o ai pentru mine, m-am hotărât astăzi să-ți împlinesc dorința cea mai scumpă. Mie? Da, ia gândește-te, la ce visezi de atâta vreme și nu îndrăznești să-mi ceri? Eu îți împlinesc acum dorința. Sire, îți jur ca unui frate că nu vreau nimic altceva decât ca regele să fie totdeauna sănătos. Atunci, dorința ți-e împlinită, domnule d'Alençon. Boala de care am suferit la venirea polonezilor mi-a trecut. Mulțumită lui Henriot, am scăpat de un mistreț furios care voia să mă sfâșie. Acum sunt atât de zdravă încât n-am de ce-l pizmâi nici pe cel mai sănătos cetățean al regatului meu. Așadar, fără să te învinuiesc că n-ai fi un frate bun, poți spera și altceva decât să fiu numai sănătos, pentru că în privința asta mă simt de minune. Dar nu doresc nimic, sire. Ba da, Francisc, relo Carol pierzându-și răbdarea. Dorești coroana Navarei, pentru că te-ai înțeles cu Henric și cu Dumuy, primul, ca să renunțe, și cu al doilea ca să te ajute să dobândești. E bine, Henriot renunță la ea. Dumuy mi-a transmis cererea ta și această coroană la care râvnești. E bine? Întrebă d'Alençon tremurând. E bine, la laiba, iată! Ducele d'Alençon păli îngrozitor. Apoi, în timp ce inima îi bătea să-i spargă pieptul, se roșu la față ca un rac. Generozitatea regelui, tocmai în această clipă, îl aducea în culmea disperării. Dar, sire, n-am dorit nimic și mai ales n-am cerut niciodată o asemenea favoare, zise el, tremurând de emoții și căutând în zadar să-și o revină. Dar se prea poate, zise regele, pentru că ești atât de tăcut. Dar s-a cerut asta pentru tine, frățioare. Sire, îți jur că niciodată. Nu jura pe Dumnezeu. Așadar, sire, mă surghiunești. Asta numești tu surghiun, Francisc? La naiba, mofturoș mai ești. Atunci ce-ai fi vrut? De disperare, d'Alençon își mușcă buzele. Pe legea mea, continuă Carol, prefăcându-se că e bine dispus, te credeam mai puțin popular, mai ales printre hughenoți, dar ei te cer, așa că trebuie să recunosc că și eu m-am înșelat. De altfel n-aș fi putut nădăjdui mai bine decât să am un om al meu, pe frățiorul meu care mă iubește și niciodată nu m-ar trăda. Să-l am la conducerea unui partid care de 30 de ani poartă război împotriva noastră. Asta o să potolească totul, ca prin farmec. Și pe deasupra vom fi toți regi în familie. Doar bietul Henriot nu va fi altceva decât prietenul meu. Cum însă el nu-i deloc ambițios și acest titlu nu-l solicită nimeni, o să-l ia el. Vai, sire, te înșeli. Acest titlu îl solicit eu, căci cine are mai mult drept ca mine? Henriot nu ți este decât cumnat, rudă prin alianță, în timp ce eu îți sunt de sânge și mai ales de inimă. Dar, sire, te implor, ține-mă lângă tine. Oh, nu, ar însemna să-ți aduc nenorocire. De ce? Pentru o mie de motive. Gândește-te puțin, sire, nicăieri n-ai să găsești un prieten mai credincios ca mine. De copil nu m-am despărțit niciodată de maestatea voastră. Na, știu prea bine. Dar uneori aș fi vrut să te știu mai departe. Ce vrea să spună maestatea voastră? Nimic, zic și eu așa. Ce vânători încântătoare se fac acolo. Francisc, crede-mă, te invidiez. Știi că în blestemația de munți vânezi ursul ca la noi, mistrețul. O să ne îmbraci pe toți în blănuri una și una. Știi? Acolo vânezi cu jungherul. Stai la pândă, apare și vina, o atâți, o întărâți și ursul se repede la vânător și când ajunge la patru pași de el, se ridică pe labele dinapoi. Acum e momentul potrivit să-i se înfigă lama în inimă, așa cum a făcut Henry cu mistrețul la ultima vânătoare.
E un lucru primejdios, dar te știu curajos, Francisc, și o primejde că asta e o adevărată plăcere. Vai, mâhniți de două ori, maestate, pentru că nici nu o să mai vânăm împreună. Pe toți dracii, cu atât mai bine. Împreună totul nu e pria nici unuia, nici altuia. Cum adică, maestate? Că-ți face o atât de mare plăcere și dă un atât de puternic fior să vânezi cu mine, încât tu, care ești dibăcia în persoană, care cu prima arhebuză ce-ți cade în mână doboră coțofană la 100 de pași, la ultima noastră vânătoare, deși aveai arma ta favorită, n-ai nimerit cogea minte mistrețul la 20 de pași de tine. În schimb, ai zdrobit piciorul cel mai bun care al meu. La naiba, Francis. Asta te poate pune pe gânduri. M-am făstăcit, Sire, asta e. Da, te-ai făstăcit, știu eu. Relu Carol, tocmai din pricina acestei fustăceli pe care o apreciez la justa ei valoare, îți spun. Crede-mă, Francisc, e mai bine să vânăm fiecare pe socoteala lui, mai ales când te pierzi atât de ușor cu firea. Gândește-te la asta, frățioare. Firește, nu cu mine de față. Prezența mea, după cum văd, te tulbără. Fă mai bine când ai să fii singură. Și ai să înțelegi că am toate motivele să mă tem că la o altă vânătoare ai să te făstăcești din nou. Și atunci, cum nimic nu te poate face mai bine decât emoția să scapi țeava mai sus, ai să ucizi călărețul și nu calul, pe rege în locul animalului. La naiba, un plumb trimis mai sus ori mai jos poate schimba fața lucrurilor. Cârmuirea. Am mai văzut noi din asta în familia noastră. Când Montgomery l-a omorât pe tatăl nostru Henric al doilea, din greșeală sau poate tot pentru că s-a fustăcit, Francisc al doilea, fratele nostru, a ajuns pe tron, iar Henric, tatăl nostru, la Saint-Denis. Ce puțin îi trebuie lui Dumnezeu ca să facă lucruri mari. Șocul acesta, pe cât de neprevăzut, pe atât de abric, îi broboni ducelui fruntea de sudoare. Regele nici nu i-ar fi putut spune mai clar fratele său că dibuise totul. Când Carol își ascundea mânia glumind, era mai de temut decât când dădea frâu liber urii ce clocotea în el. Răzbunarea lui era pe măsura urii ce-l rodea. Când ura creștea, creștea și răzbunarea. Pentru prima dată, ducele d'Alençon avură mușcări, sau mai degrabă îi păru rău că pusese la cale o crimă care nu îi izbutise. Nu se tăduse bătut, dar ultima lovitură primită îl făcuse să plece capul și Carol văzu licărind în ochii lui acea flacără mistuitoare care la ființe de simțitoare vestește lacrimile. Dar ducele d'Alençon era dintre cei care nu plâng decât de furie. Carol își ațintise privirea lui de vulturi asupra tânărului, sorbindu-i, ca să spunem astfel, toate simțămintele ce se perindeau prin sufletul ducelui. Și toate simțămintele acestea îi apărau clare, precise, pentru că își cunoștea bine familia. Pentru rege, sufletul lui Francesc era ca o carte deschisă. Îl lăsă o clipă așa, zdrobit, încremenit și mut, și apoi, cu un glas în care se citea ura și neînduplecarea, zise: Frate, asta e hotărârea noastră și nu poate fi schimbată. Ai să pleci. Ducele d'Alençon făcu un gest. Carol păru că nu-l observă și continuă: Vreau ca Navara să fie mândră că e condusă de un frate al regelui Franței. Vei avea putere, onoruri, tot ce se cuvine rangului tău, așa cum l-a avut și fratele nostru Henric. Și ca și el, adăugă Carol zâmbind, ai să mă binecuvântezi de departe. Dar nu are a face. Binecuvântările nu cunosc distanță. Sire, primește, sau mai bine zis, resemnează-te. Odată încoronată să ți se găsească o soție demnă de un lăstar regesc al Franței. Cine știe, poate să-ți mai aducă și un alt tron. Dar maestatea voastră îl uită pe bunul său prieten Henric, zise ducele d'Alençon. Henric, doar ți-am spus că nu vrea tronul Navarei. Ți-am spus că Henric renunță la el pentru tine. Henric e un băiat de viață, nu un năcrit ca tine. El vrea să râdă, să petreacă în voie, nu să se plictisească, așa cum suntem osândiți să ne plictisim noi cei care purtăm coroane. D'Alençon suspină. Va să zică, maestatea voastră, zise el, îmi poruncește să mă ocup de...
A, nu, nu, nu trebuie să te îngrijești de nimic, Francisca, am să aranjez eu totul. Ai încredere în mine ca într-un frate bun. Și acum, pentru că totul e stabilit, du-te. Că despre convorbirea noastră poți să vorbești despre asta sau nu prietenilor tăi. Eu însă voi lua măsuri să fie adusă la cunoștința publică curând. Du-te, Francisc. Ardea de nerăbdare să dea de Henric ca să vorbească cu el despre tot ce îi se întâmplase. Dar n-o găsi decât pe Caterina. De fapt, Henric îl ocolea, iar regina mamă îl căuta. Văzându-o pe Caterina, ducele stăpâni durerea și încercă să zâmbească. Ei bine, doamnă, zise el, am vești mari. Le cunoști? Știu că e vorba să ajungi rege. E un semn de mare bunăvoință din partea fratelui meu. Nu e așa? Mai, când vine să cred că ți se cuvine o parte din recunoștință și dumitale, pentru că oricum, dacă l-ai sfătuit să-mi dea un tron, ți-l datorez. Deși mărturisesc că în realitate îmi pare rău că trebuie să-l deposedez astfel de coroană pe Henric de Navara. Îl iubești mult pe Herio, fiul meu. Firește, de câtva timp ne-am împrietenit la Catarama. Corezi că te iubește și el la fel de mult? Nădăjduiesc, doamnă. Ce bine e când există o astfel de prietenie, mai ales între prinți. Cu atât mai mult cu cât prieteniile de la curte nu sunt prea trainice, scumpul meu Francisc. Mamă, nu suntem doar prieteni, ci aproape frați. Caterina a avut un zâmbet ciudat. Prea bine, zise ea. Există oare frăție între regi? Oh, vai, că despre asta, mamă. Adu-ți aminte că atunci când ne-am împrietenit, niciunul din noi nu era rege și nici prin cap nu ne trecea. Și de aceea ne iubeam. Da, dar lucrurile s-au schimbat. Dar cum s-au schimbat? Fără îndoială. Cine va spune că acum nu veți fi amândoi regi? Henrio, rege, peste ce regat, mama? Peste unul din cele mai măreți ale creștinătății, fiule. Ah, mama, ce vrei să spui? Vreau să spun ceea ce o adevărată mamă trebuie să-i spună fiului ei. Ceea ce tu însuți, Francisc, ai visat de nenumărate ori. Eu? N-am visat nimic, doamnă, ți jur. Vreau să te cred. Pentru că prietenul tău, fratele tău, Henry, cum zici tu, sub înfățișarea lui deschisă, ascunde multă și retenie și dibăcie și se pricepe să-și păstreze mai bine secretele decât tine, Francisc. De pildă, ți-a spus el vreodată că de omul este omul lui de încredere? Și zicând de acestea, Caterina își înfipse privirea ca un pumnal în sufletul lui Francisc. Dar el avea doar o virtute sau mai degrabă un viciu, știa să se prefacă, așa că înfrunta privirea fără să clipească. De Muy? Se arătă el mirat. Da, hughenotul de De Muy de Senfal, cel care era să-l ucide pe domnul de Moreve și care în ascuns străbate Franța și capitala în lung și în lat, îmbrăcat mereu în alte veșminte, ca să ridice o armată pentru a sprijini pe fratele tău Henric împotriva familiei noastre. Și zicând acestea, Caterina de-a dus să plece, neștiind că în această privință fiului Francisc știa tot atât de mult ca și ea, dacă nu chiar mai mult. Francisco opri. Mamă, zise el, te rog numai o vorbă. Dacă tot ai vrut să-mi împărtășești secretele tale, spune-mi, te rog, cum se face că Henric, cu mijloace atât de slabe și așa de puțin cunoscut, îi se poate împotrivi încât să trezească familiei noastre atâta îngrijorare? Copilule, are, pe cât se pare, 30.000 de soldați în spatele lui. Un singur cuvânt de-a lui și tot cei 30.000 de soldați vor ieși ca din pământ. Și mai află că acești 30.000 de oameni sunt hughenoți, adică cei mai viteși soldați din lume. Unde mai pui că el se bucură de o protecție pe care n-ai știut sau n-ai vrut să o câștigi? Care? Îl are de partea lui pe rege, care îl iubește, care îl ajută. Pe rege care gelos pe fratele său din Polonia și, ca să-ți facă ție în ciudă, își caută urmași în altă parte. Mai că ești atât de orb, că nu vezi că nu-i caută în familia lui. Regele? Crezi, mamă? Așadar, n-ai băgat de seamă că l-a îndrăcit pe Henrio? Ba da, mamă. Și că el îi răspunde la fel. Da, am băgat de seamă.
Henric e foarte umil în fața fratelui meu, Carol, spuse Francis. Dibaci ca să-i facă pe plac în toate împrejurările. Atât de mult încât de ciudă că îi luat mereu în zeflămea de rege pentru că nu se pricepe la vânătoarea cu șoi, ține să învețe cu tot din adinsul. Oh, chiar el, da. Chiar el m-a întrebat dacă n-am câteva cărți bune despre meșteșugul acesta. Ia stai puțin, zise Caterina, ai cărui ochi scânteiară de parcă o idee neașteptată i-ar fi strafulgerat prin minte. Ce i-ai răspuns? Cam să caut în biblioteca mea. Foarte bine, trebuie să capete această carte. Da, nu i-am căutat, dar n-am găsit nimic. Na, am să găsesc eu. Și ai să-i dai cartea ca din partea ta. Și ce o să se întâmple? Ai încredere în mine, Francesc? Da, mam. Vrei să mă ascult orbește în privința lui Henric, pe care orice îi zice, tu tot nu-l iubești. Dar însă un zâmbi. Și pe care eu îl urăsc, continuă Caterina. Da, am să te ascult. Vine apoi mâine aici să iei carte. Eu am să-ți o aduc, iar tu ai să-i o dai lui Henric. Și restul lasă-l în voia Domnului, a providenței sau a întâmplării. Francesco cunoștea foarte bine pe maică-sa, ca să știe că ea nu lăsa deloc pe seama lui Dumnezeu, a providenței sau a întâmplării, grija de a-i sluji ura sau prieteniile. Ce-o fi vrând să zică? Habar n-am, făcut tânărul urcând scara. Dar în toată treaba asta e clar pentru mine că lucrează împotriva unui dușman comun. Să o lăsăm să-și vadă de treabă. În acest timp, Margareta, prin Lamol, primea o scrisoare de la domnul ei. Și cum în politică cei doi iluștri soți n-aveau niciun secret unul față de celălalt, regina Navarei deschise scrisoarea și o citi. Fără îndoială, scrisoarea îi se păru interesantă, căci pe dată Margareta, profitând de întunericul care începea să coboare peste zidurile Luvrului, se strecura în coridorul secret, urcă scara în spirală și, după ce se uită cu luarea minte în stânga și în dreapta, păși ușor ca o umbră și dispăru în anticamera regelui Navarei. Căci după dispariția lui Orton, anticamera nu mai era păzită de nimeni. Dispariția acestuia, despre care nu i-a mai spus nimic cititorului după moartea atât de tragică a sărmanului Orton, îl neliniștise foarte mult pe Henric. Își dezvălui îngrijorarea față de doamna de Sceaux și de soția sa, dar nici ele nu știau mai mult. Numai doamna de Sceaux îi deduse câteva explicații, mulțumită cărora Henric se încredințase că sărmanul băiat fusese victima unei uneltiri a reginei mame, din pricina căreia era gata-gata să fie arestată împreună cu domnul ei la hanul sub cerul liber. Un altul decât Henric ar fi tăcut, n-ar fi îndrăznit să spună nimic, dar Henric cumpănise totul. El înțelese că tăcerea l-ar fi trădat. De obicei nu pierde astfel pe unul din servitorii tăi, pe unul din cei care îi te destăinuiești, fără să te interesezi de el, fără să faci cercetări. Dar toate întrebările și cercetările lui fură de prisos. Henric păru atât de vădit emoționat de această întâmplare și atât de legat de sărmanul servitor, încât afirmă că nu-l va înlocui decât atunci când se va încredința că a dispărut pentru totdeauna. Iată deci cauza pentru care anticamera era goală când Margareta se duse la Henric. Oricât de ușor erau însă pașii reginei, Henric îi auzi și se întoarse. Dumneata, doamnă? Da, citește repede. Și îi arătă scrisoarea despăturită. Ea continua aceste rânduri. Sire, a sosit momentul să punem în aplicare planul nostru de fugă. Poimâine are loc o vânătoare cu șoim de-a lungul Seinei de la Saint-Germain până la Maison, adică atât cât ține pădurea. Duceți-vă la această vânătoare, deși este o vânătoare cu șoim. Puneți-vă pe sub haină o cămașă de zale zdravănă. Încingeți cea mai bună spadă. Luați cel mai ales cal din grajdul dumneavoastră. Către amiază, adică atunci când vânătoarea va fi întoi și regele se va ține după șoim, furișați-vă singură sau cu regina Navarei, dacă ea vă însoțește. Și în pavilionul lui Francisc I, a cărui cheu avem, vor sta ascunși 50 de oameni de-ai noștri. Nimeni nu va ști că sunt acolo, pentru că vor veni în timpul nopții, iar obloanele vor fi închise. Veți trece prin aleea violetelor, la capătul căreia voi sta eu de veche.
La dreapta acestei alei, într-o mică poiană, vor fi domnii de la Mol și Coconas cu doi cai de rezervă. Adio, sire, fiți gata, noi vom fi. Veți fi, zise Margareta, pronunțând după 1600 de ani aceleași cuvinte pe care le rostise Cezar pe malul Rubiconului. Fie, doamnă, n-am să vă dezmint tocmai eu, răspunse Henric. Sire, fii un erou, nu-i greu. Nu trebuie decât să-ți urmezi calea și făurește-mi un tron frumos, spuse fiica lui Henric al doilea. Un zâmbet abia vizibil lumină buzele subțiri ale bearnezului. Îi sărută mâna Margaretei și ieși primul ca să cerceteze coridorul, în timp ce fredona refrenul unui cântec vechi. Geană care bați de zor la poarta zidului, nu căta să intri în castel. Prevederea lui se dovedi a nu fi deprisos. Chiar în clipa în care deschidea ușa dormitorului, ducele d'Alençon venea din anticamera lui, așa că Henric îi făcu un semn Margaretei. Pe urmă spuse cu glas tare, A, dumneata ești, frate, fii binevenit. Regina înțelese pe loc semnul pe care îl făcuse soțul ei și se ascunse de grabă într-un cabinet, a cărui ușă era acoperită cu o perdea mare. Ducele d'Alençon intră cu teamă uitându-se în jur. Suntem singuri, frate? Singur de tot. Dar ce s-a întâmplat? Par tulburat. Suntem descoperiți, Henric. Cum descoperiți? Da. Domnul a fost arestat. Știu. E bine, domnul a mărturisit totul regelui. Ce i-a spus? Că râfnesc la tronul Navare și că uneltesc ca să-l obțin. Vai, făcu Henric. Va să zic că ești compromis, sărmanul meu, frate. Cum de n-ai fost încă arestat? Nici eu nu știu. Regele m-a luat în zeaflă mea, prefăcându-se că-mi oferă tronul Navarii. Fără îndoială, nădăjdea să-mi smulg o mărturisire, dar n-am scos nicio vorbă. La naiba, bine ai făcut. Să ne ținem tare. Ne e viața în joc, zise Bearnaise. Dar, lui Francisc, situația e cam încălcită. Uite de ce am venit să mă sfătuiesc cu tine, frățioare. Ce crezi că trebuie să fac? Să fug sau să rămân? Firește, l-ai văzut pe rege. De vreme ce ți-a vorbit, nu-i așa? Da, fără îndoială. E bine, trebuia să-i citești gândurile. Fă cum crezi. Aș prefera să rămân, răspunse Francisc. Cât era el de stăpân pe sine, Henric lăsă să-i scape un gest de bucurie. Totuși, cât de imperceptibil fusese acest gest, Francisc îl observă. Atunci rămâi, încuvință Henric. Dar tu... Ei, dacă rămâi, atunci nici eu n-am vreun motiv să plec. Nu plecăm de alminter decât ca să te urmez. Din devotament, ca să nu părăsesc un frate pe care îl iubesc, răspunse Henric. Așadar, continuă D'Alençon, s-a ales praful și pulberea din toate planurile noastre. Le părăsești fără luptă la prima cotitură nefavorabilă a destinului. A, eu nu găsesc că e o nenorocire să rămân aici. Cu felul meu nepăsător de a fi, eu mă simt bine pretutindeni, îi răspunse Henric. E bine, fi, să nu mai vorbim. Dar dacă iei vreo hotărâre, dă-mi de veste. Mii de dragi, firește, fii sigur, nu ne-am învoit doar să n-avem secrete unul față de altul. D'Alençon nu mai stăruie și se retrase gânditor, căci la un moment dat îi se păruse că se mișcase perdeaua din fața cabinetului. Într-adevăr, D'Alençon abia plecase că perdea să dădu un lături și apără Margareta. Ce credeți despre această vizită? Întrebă Henric. S-a petrecut ceva nou și important. Ce s-o fi întâmplat? Nu știu încă, dar am să aflu. Până atunci nu uita să vii să mă vezi mâine seară. Voi avea grijă să vin, doamnă, făcu Henric sărutându-i curtenitor mâna soției sale. Cartea de vânătoare. Trecuseră 36 de ore de la întâmplările pe care le-am povestit. Abia se luminase de ziua, dar la Louvre tot se treziseră, așa cum era obiceiul în zilele de vânătoare. La această oră, ducele d'Alençon se duse la regina mamă, în urma invitației primite. Caterina nu era în dormitorul ei, dar lăsase poruncă să o aștepte.
Apărut după câteva minute, venind dintr-o odaie secretă, unde nu intra decât ea, pentru că acolo obișnuia să facă tot soiul de încercări cu preparate chimice. Când intră regina mamă, fie prin ușa întredeschisă, fie odată cu ștraile ei, pătrunse în cameră o miasmă acră. Iar prin această ușă întredeschisă, D'Alençon observă un abur dense, parcă s-ar fi ars aromate. În laboratorul din care ieșea regina, stăruia o pâclă ca un or alb. Duțele nu se putu stăpâni să nu se uite, plin de curiozitate. O, da, am ars niște hârtoage, de la ele vine mirosul ăsta puturos, deși am aruncat ei nupăr peste jăratic. D'Alençon se înclină. E bine, ce nouă ți-ai mai aflat de ieri? Îl întrebă Caterina, ascunzându-și în largile mașete ale rochii de casă, mâinile pline de pete galben roșiatece. Nimic, mamă. L-ai văzut pe Henric? Da. Tot refuză să plece? Firește, vicleanul. Ce crezi, doamnă? O să plece. Crezi? Sunt convinsă. Atunci ne scapă. Da. Și lasă plece? Nu numai că lasă plece, dar ți-o spun pe șlau, trebuie să plece. Nu te înțeleg, mamă. Ascultă cu luare aminte ce spun, Francisc. Un medic foarte scusit care mi-a dat cartea de învățătoare pe care ai să-i o duci, m-a încredințat că regele Navarii suferă de o boală incurabilă. Una din acele boli care nu iartă și pentru care știința nu cunoaște tămăduire. Ori dacă trebuie să aibă o moarte atât de îngrozitoare, înțelegi, e mai bine să-și dea sufletul departe de noi decât aici la curte sub ochii noștri. Într-adevăr, asta ne-ar îndura prea mult, mai ales pe fratele tău, Carol, zise Caterina. Pe când dacă Henric va muri după ce îi va fi arătat că e nesupus, regele va socoti moartea lui ca o pedeapsă a cerului. Ai dreptate, mamă. Trebuie să plece. În cuvință, Francisc, plin de admirație. Dar ești sigură că o să plece? Am luat eu toate măsurile. Întâlnirea are loc în pădurea de la Saint-Germain. 50 de hughenoți or să-i slujească de escortă până la Fontainebleau, unde le așteaptă alți 500. Sora mea, Margot, pleacă și ea? Întrebă D'Alençon cu o ușoară șoveală în glas și palid. Da. A acceptat. Dar dacă Henric moare, Margot se întoarce la curte văduvă și liberă. Și Henric o să moară, doamnă? E sigură? Așa cel puțin m-a asigurat medicul care mi-a trimis cartea. Și unde-i cartea? Regina Margot, pista 35. Caterina se îndreptă încet spre camera misterioasă, deschise ușa, intră și se întoarce după o clipă cu o carte în mână. Iată! D'Alençon se uită cu vădită spaimă la cartea pe care i-a arătat maica sa. Ce să fac cu ea? Doar atât să-i dai bunului tău prieten Henriot, care ți-a cerut lucrarea asta sau alta asemănătoare, ca să învețe să vârneze cu șoim. N-o să îndrăznesc. De ce? E o carte ca oricare alta, doar atât că n-a fost răsfăită de atât de mult timp și paginile ei s-au lipit. Așadar, să nu încerci să citești, Francisc, căci nu o poți face decât înmâindu-ți degetul în gură și desfăcând file cu file, ceea ce ar cere trudă și zăbavă multă. Atât de mult încât numai cel care arde de dorință de a se instrui poate să pierdă atâta vreme și să-și dea atâta o stăneală, zise D'Alençon. Firește, fiule, ai înțeles. Iată-l pe Henriot în curte. Dă-mi, doamnă, vreau să profit de lipsa lui ca să duc cartea la el în apartament. Când se va întoarce, cu siguranță că va da de ea. Aș vrea să-i o dai chiar lui, Francisc. Ar fi mai bine. Ce mai spus, doamnă? O să fii cu neputință. Hai, du-te, dar pune-o într-un loc cât mai la vedere. Să o las deschisă? Se întâmplă ceva dacă o las deschisă? Nu, nu. Atunci dă-mi. Hai, ia-o, năzări regina mamă. Nu-i nici o primește, pentru că, uite, și eu ating. De altfel ai mânuș. Grăbește-te, grăbește-te. Henric poate să urce într-o clipă în alta. Hai, dreptate, mă duc. Și duțele plecă, clătinându-se pe picioare de emoție. Până acum l-am dus pe cititor de mai multe ori în apartamentul regelui Navarii și l-am făcut să asiste la întâmplările ce s-au petrecut aici, vesele sau înspăimântătoare, după cum geniul protector al viitorului rege al Franței zâmbea sau amenința.
dar niciodată peste zidurile mânjite de sângele celor uciși, stropite de vin în timpul orgiilor, îmbălsămate de parfumuri în ceasurile de dragoste, în sfârșit, niciodată acest colț al Louvre-ului nu văzuse un chip mai palid ca acela al duciului d'Alençon, în timp ce, ținând cartea în mână, deschidea ușa dormitorului regelui Navarrei. Și totuși, după cum bănuise ducele, nimeni nu se afla în această cameră pentru a pândi, curios sau neliniștit, faptul ce se pregătea să săvârșească. Numai primele raze ale soarelui luminau apartamentul gol. Pe un perete atârna spada pe care Diomuie îl sfătuise pe rege să o ia cu el. Câteva verigi ale unui brâu de zale erau risipite pe podea. O pungă destul de bine garnisită și un pumnal erau așezate pe o mobilă, iar o cenușă proaspătă și ușoară zăcea în cămin. Totul îi dezvălui clar lui d'Alençon că regele Navarrei îmbrăcase o cămașă de zale, ceruse bani vistiernicului și arsese hârtiile compromisătoare. Ah, mama, nu s-a înșelat! Chicălosul! Mă trădează! Fără îndoială, această convingere îi dădu tânărului forțe noi, căci după ce cercetă cu privirea toate unghierile camerei, după ce ridică perdelele ușilor, după ce zarva din curț se potoli și în apartament se așternu o liniște adâncă, ceea ce dovedea că nimeni nu se gândea să-l spioneze, scoase cartea de sub mantie, o puse repede pe masa unde era punga, rezămândă de un pupitru de stejar sculptat și cu o șovăială care-i trăda teama, deschise cartea cu mâna înmănușată la o pagină cu o gravură reprezentând o scenă de vânătoare. După aceea, se dădu de grabă 3 pași înapoi și, scoțându-și mănușa, o aruncă în jăraticul aprins încă după ce mistuise scrisorile. Pielea moale sfârii pe cărbun se răsuci și se întinse ca stârvul unei mari reptile. Curând, nu mai rămase din ea decât o rămășită neagră și țeapănă. Se repezi apoi la o fereastră, dar de aici nu se vedea decât o parte din curtea Louvre-ului. Pe Henric nu-l zări, ceea ce întări convingerea că el fusese cel ai cărui pași îi auzise. Așa că se așeză, deschise o carte și încercă să citească. Era o istorie a Franței de la Faramond până la Henric al II-lea, comandată de acesta câteva zile după urcarea sa pe tron. Dar gândurile ducelui zburau aiurea. Febra așteptării mistuia tot trupul. Sângele îi zvâcnea întâmple până în fundul creierului. Ca într-un vis sau într-un extaz, îi se părea că vede prin pereți. Privirea era cufundată în camera lui Henric, cu toate că îl despărțeau de ea 3 ziduri. Ca să-și mute gânduri de la obiectul îngrozitor pe care îi se părea că îl vede cu ochii minții, ducele încercă să cugete la altceva decât la cumplita carte de pe pupitrul de stejar, deschisă la gravura cu scene de vânătoare. În zadar își cercetă unele după altele armele și bijuteriile. În zadar trăbătu camera în lung și în lat de 100 de ori. Fiecare amănunt al gravurii, pe care de altfel ducele o văzuse doar o clipă, este întipărit în minte. Înfățișa un senior călare, care, asemenea unui valet, deprins să crească șoim, a zvârlea momeala, chemând șoimul, în timp ce galopa prin smârcurile unui mlaștin. Oricât se străzea ducele, amintirea era mai puternică decât voința. Dar vedea nu numai cartea, ci și pe regele Navarrei, apropiindu-se de ea. Privea gravura, încerca să întoarcă firele și, cum erau lipite, își înmuia degetul în gură și așa izbutea să le desprindă. La această priveliște, oricât de închipuită și de fantastică ar fi fost ea, d'Alençon înfiorat se sprijini cu o mână de o mobilă și cu cealaltă și acoperi ochii, de parcă așa toată priveliștea aceasta pe care încerca să o alunge nu se vedea chiar și mai bine. Căci această priveliște erau propriile lui gânduri. Deodată, ducele îl văzut pe Henric străbătând curtea. Se oprise puțin în fața unor oameni care păreau că încarcă pe 2 catări provizii pentru vânătoare, de fapt bani și straie de călătorie. Pe urmă, după ce dădu câteva porunci, străbătu curtea de la un cap la altul și se îndreptă spre poartă. D'Alençon rămase țintuit locului. Așadar, nu fusese Henric cel care urcase scara secretă. Se frământa deci în zadar de un sfert de oră. Ceea ce credea că terminase sau aproape terminase, trebuia să ia de la capăt.
Francesc deschise ușa odăi, apoi după ce o închise, se duse și ascultă la aceea de pe coridor. De asta dată era cu neputință să se înșele. Într-adevăr, Henric trecuse. Îi recunoscuse pașii și zgomotul ușor ce-l făcea steluța de la pinte. Ușa apartamentului lui Henric se deschise și se închise la loc. D'Alençon se întoarse la el și se prăvăli într-un jilț. Bine, iată ce se întâmplă acum. A trecut prin anticameră, prima odaie. A ajuns în dormitor. Aici își caută cu privirile spada, punga, pumnalul. Pe urmă zărește cartea deschisă pe pupitru. Ce-o fi cu cartea asta? Cine mi-a adus-o? Se întreabă firește Henric. Apoi se apropie de ea. O să vadă gravura reprezentând un cavaler chemându-și șoimul. O să vrea să o citească. O să încerce să întoarcă firele. O să doare rece îmbrăboni fruntea. O să strige oare? Se întrebă. Oare e o otravă cu efect imediat? Nu, nu. Dar mi-a spus mama că o să moară lent. Acest gând îl liniște puțin. Trecură așa 10 minute. Un secol de agonie scurs clipă de clipă și fiecare din aceste clipe aducând o lume din luci și teroare nesăbuită creată de imaginație. D'Alençon nu mai putu rezista. Se ridică și traversa anticamera care începuse să se umple de gentiloni. Vă salut, domnilor! Cobor la rege! Spuse el. Și D'Alençon coboră într-adevăr la fratele său pentru a-și amăgi mistuitoarea sa neliniște sau poate pentru a-și pregăti un alibi. De ce cobora? Nu știe. Ce avea să-i spună? Nimic. Nu-l căuta deloc pe Carol, ci fugea de Henric. Se duse pe scărița în spirală și găsi ușa de la apartamentul regelui intradeschise. Ostașii de pază lăsară pe duce să intre fără greutate, căci în zilele de vânătoare nu se cerea nici parola și nu se mai respecta nici protocolul. Francis străbătu pe rând anticamera, salonul și dormitorul, fără să întâlnească pe nimeni. În sfârșit, se gândi că regele se afla în sala de arme și împinse ușa care despărțea de dormitor. Carol stătea la o masă, într-un jilț sculptat, cu spătar ascuțit, cu spatele la ușa prin care intrase Francesc și părea cufundat într-o îndelenicire care l-absorbea cu totul. Ducele se apropie în vârful picioarelor. Carol citea. La naiba, exclamă el pe neașteptate. Uite o carte minunată! Auzisem vorbindu-se de ea, dar n-am știut niciodată că există în Franța. D'Alençon trase cu urechea și mai atent, apoi mai făcu un pas. Ce pagini afurisite! Bombăni regele ducând un deget la buze și apăsând pe carte pentru a despărți filea pe care o citise de celelalte. S-ar zice că au fost lipite pentru ca ochii oamenilor să nu vadă minunățile ce le conține. D'Alençon făcu un salt. Cartea deasupra căreia Carol stătea plecat era aceea pe care o dusese la Henric. Un strigăt înăbușit îi scăpa. Aha, dumneata erai, D'Alençon, zise regele. Fii binevenit și hai aici să vezi cea mai frumoasă carte de vânătoare cu șoim pe care a scris-o cândva un om. Primul gest al lui D'Alençon fu să smulgă cartea din mâinile fratelui său, dar un gând infernal îl pironi locului. În buzele palide schițară un zâmbet înfiorător și-și acoperi ochii cu mâna ca un ochi. Apoi, revenindu-și puțin, fără să se clintească nici înainte, nici înapoi, îl întrebă pe rege. Sire, cum a ajuns această carte în mâinile maestății voastre? Nimic mai ușor. Azi dimineață m-am urcat la Henry să văd dacă e gata. Plecase. Firește, umbla prin palat și prin grajduri. În locul lui însă am găsit această comoară și am coborât aici ca să citesc pendelete. Și regele mai dus odată degetul la buze și mai întoars o pagină rebelă. Sire, am venit să vă spun... Îngăimă D'Alençon cu părul zbârlit pe cap, fiind copleșit de o neliniște îngrozitoare. Lasă-mă să termin capitolul, Francisc. Și pe urmă să spui câte vrei. Uite, până acum am citit 50 de pagini, sau mai curând le-am înghițit. De 25 de ori a pus pe limba o travă. Fratele meu, un om mort. Se gândi că există un Dumnezeu în cer care nu era poate întâmplare. Vânătoarea cu șoimi. Carol citea mai departe.
Rost de curiozitate, înghițea paginile una după alta și fiecare filă, cum spuneam, fie din pricina îndelungii șederi la omezeală, fie din cu totul altă pricină, era lipită de cea următoare. D'Alençon se uită cu o privire rătăcită la acest spectacol îngrozitor, al cărui deznodământ numai el îl întrevedea. Ah, mamă, el, ce o să se întâmple aici? Eu plec în surghiun, alerg după un tron imaginar pe când Henric, cum o afla de boala lui Carol, o să se întoarcă în vreo cetate întărită la 20 de leghe de capitală ca să-și pândească prada pe care întâmplarea ne oferă. Și dintr-un salt o să poată fi la Paris, așa că înainte ca regele Poloniei să fie aflat de moartea fratelui meu, dinastia va fi schimbată. Asta e cu neputință. Aceste gânduri erau mai puternice decât simțământul de groază care la început îl îndemnase fără să vrea pe Francisc să-l oprească pe Carol. Împotriva acestei ursite care pe Henric părea să-l păzească, iar pe cei din casă de valoare să-i urmărească în schimb ca o piazărea, ducele încerca acum iar să ridice o stabilă. Schimbă deci cât ai clipit tot planul de luptă împotriva lui Henric. Doar Carol și nu Henric citise cartea otrăvită. Henric trebuia să plece, dar ca un osândit. Din clipa în care soarta îl scăpaște încă o dată, Henric trebuia să rămână, căci Henric, întemnițat la Vincennes sau la Bastilia, era mai puțin de temut decât ca regele Navarrei în fruntea 30.000 de soldați. Dragul meu, frate, am așteptat aici pentru că maestatea voastră mi-a poruncit. Dar am făcut-o cu multă părere de rău pentru că doream să spun cât mai grând lucruri de cea mai mare însemnătate. La naiba, a ripostat Carol, ai cărui obraj pale se îmbujorară încet încet, fie pentru că citise cartea cu prea multă pasiune, fie pentru că otrava a început să-și facă efectul. La naiba, dacă ai de gând să împălăvrăcești tot despre același lucru, ai să pleci ca și regele Poloniei. Cum am descotorosit de el, am să mă descotorosesc și de tine și nu mai vreau să aud un cuvânt despre asta. Dar nici n-am de gând, spuse Francis, să-ți vorbesc despre plecarea mea și de altuia. Maestatea voastră m-a lovit în simțământul cel mai profund și mai gingaș, care este atașamentul față de fratele meu, credința mea ca supusă a lui, și țin să-i dovedesc că nu sunt un trădător. Hai, făcu Carol, rezemându-și coatele pe carte, încruțișându-și picioarele și uitându-se la D'Alençon ca unul care, împotriva obiceiului, vrea să se înarmeze cu multă răbdare. Hai, dă-i drumul, vreun nou zvon, vreo acuzație acum, dizi de dimineață? Nu, sire. Un complot, fără doar și poate, pe care numai delicatețea mea prostească m-a împiedicat să vi-l dezvălui. Un complot? Ia să vedem despre ce e vorba. Sire, zise Francisc, în timp ce maestatea voastră se va afla la vânătoarea cu șoimi în apropierea râului și în câmpia Vesinei, regele Navarrei se va îndrepta spre pădurea Saint-Germain, unde o ceată de prieten îl va aștepta spre a fugi cu el. Aha, eram sigur. Încă o minciună sfruntată împotriva bietului Henry, dar nu mai isprăviți odată cu el? Maestatea voastră nu va trebui să aștepte prea mult ca să se convingă dacă ceea ce am avut onoarea să-i spun este sau nu o calomnie. De ce? Pentru că chiar astă seară cumnatul nostru o să plece. Carol se ridică. Ia aminte ce vorbești. Pentru ultima oră plec ureche la ce-mi spui. Rău, îți atrag atenția ție și maică-te de astă dată e pentru ultima oară. Apoi adăugă, ridicând glasul, să fie chemat regele Navarrei. Soldatul de pază dăduse să se supună poruncii, dar Francisc îl opri cu un semn. Nu-i bine, frate, așa nu se află nimic. Henric o să tăgădească, o să se dea un semnal, complicii lui o să fie preveniți și o să dispară. Pe urmă, mama mea și cu mine vom fi acuzați nu numai că ni s-a năzărit nouă, cine știe ce, dar ni se va spune că l-am mai și pronegrit. Atunci ce vrei? În numele frăției noastre, maestatea voastră să mă asculte. În numele devotamentului meu, de care se va convinge, să nu forțeze lucrurile. Dar să faci în așa fel, sire, încât adevăratul vinovat, acela care de 2 ani ne trădează cu gândul, așteptând să te trădeze și cu faptă, să fie în sfârșit dat pe față, printr-o dovadă de netăgăduit și pedepsit așa cum merită. Carol nu răspunse nimic. Se duse la o fereastră și o deschise. Simțea că îi se urcă sângele la cap. E bine, ce vrei să fac? Vorbește, Francisc. Sire, zise D'Alençon, aș încercui pădurea Saint-Germain cu 3 detașamente de cavalerie ușoară.
La ora stabilită, la 11 de pildă, ele se vor pune în mișcare și vor împinge pe toți cei ce se vor afla în pădure spre pavilionul lui Francisc I, pe care îl voi fixa ca din întâmplare drept loc de întâlnire pentru dejunul celor ce iau parte la vânătoare. Pe urmă, lăsând impresia că îmi urmăresc șoimul, când o să-l văd pe Henry că se îndepărtează, o să gonesc spre locul întâlnirii, unde să cadă în cursă cu toți complicii lui. Ideea e bună, aprobă regele. Să vină capitanul gărzii. D'Alençon scoase din tunică un fluier de argint atârnat de un lanț de aur și suflă. Denon se apăru și Carol se apropie de el și îi dădu ordine cu glas căzut. Între timp, Acteon, ogarul cel mare al regelui, înhățase o pradă pe care o tăvălea prin cameră și o sfârșia de zor cu colțul lui ascuțiți, sărind și jucându-se ca un zanatic. Carol se întoarse și trânti o înjurătură îngrozitoare. Prada pe care Acteon o terfelea era prețioasă carte de vânătoare, din care nu existau, după cum am pomenit, decât 3 exemplare în toată lumea. O sunda fu pe măsura nelegiuirii. Carol îl luă un bit și cureașul erând se încolăci de 3 ore în jurul animalului. Acteon scoase un chelălăi și se furișe sub o masă acoperită cu un covor mare, unde obișnuia să se adăpostească. Carol ridică de grabă cartea de pe jos și văzu cu bucurie că nu-i lipsea decât o filă. Ba chiar nici nu era o filă cu text, ci cuprindea doar o gravură. O puse cu grijă într-un raft unde Acteon nu putea ajunge. Francesc îl urmărea cu neliniște. Ținea foarte mult ca neprețuita carte, ce și îndeplinită cu groaznica ei misiune, să nu se mai afle în posesia lui Carol. Tocmai atunci sunară orele șarse. Regele trebuia, deci, să coboare în curtea textită de cai bogat împodobit și de curteni îmbrăcați în veșminte de preț. Hăitașii țineau pe pumni șoimi cu capete acoperite. Câțiva argați purtau goarne târnate de gât pentru cazul că regele, obosit de vânătoarea cu șoimi, așa cum îi se întâmpla uneori, ar fi vrut să gonească un cerb sau o căprioară. Regele coborâ și, coborând, închise ușa sălii de arme. D'Alençon îi urmărea fiecare mișcare cu privirea încordată și observă că vâră cheia în buzunar. Dar pe când cobora scara, Carol se opri și își duse mâna la frunte. Ducelui D'Alençon nu-i tremurau picioarele mai puțin decât regelui. Să știi că o să vină furtună, băigui ducele. Furtună în ianuarie? Exclamă Carol. Ești nebun? Nu. Am emețeli, mi-e pielea uscată. Sunt slăbit. Asta e tot. Pe urmă murmură, ori să mă omoare cu ura și uneltirile lor. Când ajunse însă în curte, aerul proaspăt al dimineții, strigătele vânătorilor, forfăta celor 100 de persoane care se salutau zgomotos, avura asupra lui Carol efectul obișnuit. Respiră liber și vesel. Îl căută pe dată cu privirea pe Henric. Era lângă Margareta. Cei doi soți încântători păreau că nu se pot despărți, atât de mult se iubeau. Când îl zări pe Carol, Henric dădu pinde-n calului și din 3 salturi fu lângă cumnatul său. Ah, Henriu, mire Carol, văd că te-ai pregătit pentru vânătoare de cerbi. Totuși știai că astăzi e vânătoare cu șoimi. Apoi continuă, fără să mai aștepte răspunsul. Să plecăm, domnilor. Trebuie să fim la locul de vânătoare în preajma orei 9. Strigă încruntându-se regele cu un glas aproape amenințător. De la o fereastră a Luvrului, Caterina privea tot ce se petrecea. Ridicase puțin perdeaua, stricurându-și capul palid și voalat, în timp ce trupul înveșmântat în negru se pierdea în penumbră. La ordinul lui Carol, toată gloata înveșmântată în aur, înzorzonată și parfumată, cu regele în frunte, se înșirui la portele Luvrului și porni ca o avalanșă pe drumul spre Saint-Germain, în mijlocul aclamațiilor poporului care îl saluta pe tânărul suveran, îngrijorat și gânditor, pe caul său mai alb ca neaua. Ce ți-a spus?" îl întrebă Margareta pe Henric. M-a felicitat pentru calul meu de rasă." Atâta tot?" Da. Atunci știe ceva." Mă tem că da. Să fim prevăzători." Chipul lui Henric se lumină de unul din acele zâmbete încântătoare pe care le arbora el adesea de parcă ar fi vrut să o încurajeze pe Margareta. Fii liniștită, draga mea. Că despre Caterina, îndată ce cortegiul părăsise curtea Luvrului, lăsă perdeaua. Nu-i scăpa un lucru. Paloarea lui Henric
trăsăririle lui nervoase și șoterile cu Margareta. Într-adevăr, Henric era palid, pentru că, nefiind o fire impulsivă, în toate împrejurările în care viața era în joc, sângele, în loc să îi se urce la cap, cum se întâmplă de obicei, îi se îngrămădea la inimă. Trăsărise nervos pentru că felul în care îl primise Carol, atât de diferit de cel obișnuit, îl pusese pe gânduri. În sfârșit, vorbise în șoaptă cu Margareta pentru că, după cum știm, soțul și soția încheiaseră pe plan politic o alianță ofensivă și defensivă. Caterina însă tălmăcise cele văzute cu totul altfel. De asta dată, murmură ea cu zâmbetul lui Florentin, cred că l-am prins în capcană pe scumpul de Henrio. Pe urmă, cam după un sfert de oră, timp în care cei ce luau parte la vânătoare avusese vreme să iasă din Paris, Caterina, ca să se asigure că și-a atins celul, ieși din apartamentul ei, o apucă pe coridor, urcă scărița în spirală și, cu ajutorul cheii ei false, descuie apartamentul regelui Navarei. În zadar însă căută cartea în tot apartamentul. O fi luat-o de-al însum, e prevăzător, își zise ea. Se întoarse la ea în apartament, de asta dată aproape convinsă că planul îi izbutise. Între timp, regele își continuă drumul spre Saint-Germain, unde ajunse după o oră și jumătate de galop neîntrerupt. Nici nu urcă măcar în străvechiul castel care se înălța posomorât și maestos în mijlocul caselor risipite pe înălțimi. Trecură în grabă podul de lemn care se afla pe atunci în fața pomului denumit și astăzi stejarul lui Silly. După aceea făcuse înspre barcile împodobite care îi urmau pe vânători ca regele și suita lui să poată trece râul și să o pornească mai departe. În aceeași clipă, toată gloata de tineri veseli, însuflețiți de interese atât de diferite, galopau cu regele în frunte pe încântătoarea câmpie care se desfășoară la poalele vârfului împădurit al Saint-Germainului. Aici câmpia avea înfățișarea unui covor împodobit cu figuri omenești și smălțat în mii de culori, iar la marginea ei, râul spumegând părea un chenar de franjuri de argint. Regele, tot pe calul său alb, ținea pe pumn șoimul său favorit, iar înaintea lui mergeau valeții de vânătoare îmbrăcați în tunici strâmte verzi și încălțați cu cizme groase. Strigau de zor, ținând în strână jumătate de duzină de câini grifoni care adulmecau vânatul prin trestele de pe malul răului. Deodată soarele, care până atunci se ascunsese după nori, răsări din oceanul întunecat în care se scufundase. Razele lui scânteiau în podoabele de aur, în bijuterii, în ochii strălucitori ai curtenilor. Și toată această lumină îți fura privirile ca un torent de foc. Strigă Carol, scoțându-i șoimului legătura de pe cap și dându-i drumul după pasărea fugară. Se auziră strigăte din toate părțile care încercau să încurajeze șoimul. O clipă orbit de lumină, șoimul se învârti în loc, descriind un cerc fără să înainteze sau să dea înapoi. Apoi deodată zări bătlanul și se năpustea asupra lui. Dar în timpul în care regele scosese legătura șoimului și acesta se obișnuia cu lumină, bătlanul, pasăre prevăzătoare, se înălțase la mai mult de 100 de pași de valeții de vânătoare și se pierduse în văzduh. Așa că atunci când dușmanul său urzării se afla la o înălțime de peste 500 de pași și, folosind curenții de aer favorabili în înaltul cerului, urca cu repetițiune bătând din aripile lui puternice. Cioc de fier!" strigă Carul încurajându-și șoimul. Arată-ne că ești pasăre de soi!" Ca și cum ar fi auzit strigătele de încurajare, această pasăre aleasă să năpusti ca o săgeată străbătând o traiectorie în diagonală, pentru a întâlni linia verticală urmată de bătlanul ce suia necontenit, de parcă ar fi vrut să dispară în altul cerului. Ah, lașule, țipă Carul ca și când pasărea fugară ar fi putut să-l audă. În acest timp își mâna calul în galop, urmărind cât putea vânătoarea cu capul lăsat pe spate, pentru a nu pierde o clipă din ochi cele două păsări. Ah, lașule, fugi! Cioc de fier al meu e pasăre de soi! Așteaptă, așteaptă! Cioc de fier, Într-adevăr, lupta a fost ciudată. Cele două păsări se apropiau una de alta, sau mai curând, șoimul se apropia de bătlan. Singura problemă era de a ști care din cele două păsări va fi mai presus în acest prim atac. Frica a avut aripi mai puternice ca îndrăzneala.
În zborul i-a vântat și șoimul trecut pe sub pântecul bătlanului, deasupra căruia ar fi trebuit să se înalțe. Bătlanul se folosi de această superioritate și cu ciocul său lungă lovi pe șoim. Șoimul amețit de parcă ar fi primit o lovitură de pumnal, se rostogoli de 3 ori ca năucit și toți crezură o clipă că se va prăbuși. De la semne unui războinic rănit care pornește mai avântat la luptă, șoimul scoasă un țipăt ascuțit și amenințător și își relua zborul spre bătlan. Acesta se folosise de succesul dobândit și, schimbându-și direcția, o cotise spre pădure, încercând de asta dată să scape de șoim, nu înălțându-se și mai mult, ci depărtându-se cât mai mult de el. Dar șoimul era o pasăre de soi care avea o privire la fel de pătrunzătoare ca a eretului. Așadar, repetă aceeași manevră și l-atacă pieziș pe bătlan, care scoase 2-3 strigăte de deznădejde și încercă să se înalțe perpendicular, așa cum făcuse prima oară.